el mi-a zis că atunci când a scris scenariul s-a gândit la Angel Damian. Fără să știu lucrul ăsta, când am citit scenariul m-am gândit la Angel Damian. Și atunci am zis, băi, prea mare coincidența, și scenaristul și regizorul s-au gândit la Angel Damian când la personajul ăsta, fără să se vorbească între ei. Și nici nu am mai căutat, de fapt, nu am mai dat casting cred că, cu unul sau doi actori pentru personajul respectiv, dar mi-a fost destul de clar de la început, adică fața bună, tipul, tipologia bună pentru el. Da, adică n-am avut un dubiu acolo. La și, și un tip foarte, adică ca seriozitate, fix genul de actor care îmi place, adică foarte... foarte Dedicat și se Da, domnule, și la microfon. No, ne cerem scuze pentru păr. Azi? Asta un la mână și doi, în strânsă legătură cu faptul că n-am fost în stare să ne așezăm părul. Să face, domnule, să fac bani din România. <laughs> Băi, unii fac. Asta, asta e clar că unii fac. Dar ai uh, cu oameni care fac, adică s-a stat la masă și... Bă, care face bani din film? Din România face bani, clar. Și Mirciulica face bani. Uh, alții... Mai rămâne la Mirciulica să facă și film acum. <laughs> N-am văzut. N-am văzut asta, dar... Ăsta cu nunta nu mai puteam. L-am încercat pe primul și... Cei care l-au văzut au zis că e mult mai ok. Adică e clar că a făcut un progres că se vede și din trailer că nu mai arată sketch și arata mai mult film. Atunci îmi cer scuze în fața lui Mirciuli o să Ia... mă duc și la film ăsta și vorbesc după aia. Nu, no, n-am -am, -am apucat să-l văd, dar o să-l să, o să văd probabil că... Da, mă, asta e marea problemă. Asta e una dintre problemele de critică obiectivă cumva a oamenilor care au început să facă film și au început să facă și film comercial. Cum e Bromania? Cum au fost băieții de la Five Gang? Uh, cum era pericolul să fie... Da, uite, aici să cunoaște că e background-ul de actor. Și la Micuțu și la Adrian Nicolae și la băieții, dar acolo e un picuț altceva. Știi? Când faci sketch toată viața, tinzi când faci un lung metraj să fie o colecție de sketch-uri, știi? Mai a, da, minte da, uite. Adi Nicolae știe să scrie și dramaturgie, nu doar sketch -uri. Asta zic la Adrian Nicolae e background-ul din teatru. Adică am înțeles că taximetriști, am înțeles, am și văzut de fapt. Taximetriști a rulat ca piesă de teatru multă vreme până când s-a transformat în film. Și apropo de chestia asta, uite, mai ții tu minte pe vremuri că noi suntem cam aceeași generație. Cât de tare era Aligi? Și când a ieșit filmul Aligi ne uitam și nu înțelegeam ce se... de ce nu e... I-am văzut filmul Aligi după Borat. Adică primul, primul a fost Borat, după aia am văzut filmul LG. Borat este extraordinar. Da, da, da. Pe ideea am văzut LG după aia, am văzut pe toate. Da, LG a venit, Borat a venit cu mult după și se vede că Borat a fost gândit ca un film. La LG a fost foarte bizar și ăsta e un pericol. A o, o, e pericolul ca oamenii care au activat în internet și au avut și succes. Când se duc în film să nu fie neapărat film, cât să fie o colecție de sketchuri de știi cum e, niște cioace ce se plasă. Cred că depinde și ce își propun. Adică dacă ei își propun să facă un sketch de 90 de minute sau o serie de sketch-uri de 90 de minute și asta le vinde, why not? Adică... Pe de altă parte vorba și așa. Da, da, e, e și problema mis market ului Probabil gândesc eu prea mult acum. Că sunt... Și am avut discuția asta cu tine, că sunt foarte Împărțit în sensul că tot timpul a susținut, mie nu mi s-a părut deloc sănătoasă poziționarea aia elitistă și dismisivă la adresa lor, știi că au fost tot felul de scandaluri. Ei au venit pe un teren viran și asta uh, uh, nu e în, în, în niciun caz vina lor, adică e vina celor care au gestionat cinemaul românesc în ultimii 30 de ani. Adică cinema românesc a luat-o la vale la un moment dat și. Am mai scos capul doar cu niște filme din astea arții de festival și foarte rar cât un film care mai era vizionabil și pentru publicul larg, cum mai, era cât un film și încă câteva excepții. La faptul că nu exista cinema românesc de, pentru public de masă a fost așa un gol pe care l-au vinde așa ca un tăvălug. Din punctul tău de vedere, care a fost ultimul film românesc care a fost înainte să vină valul ăsta nou de film comercial românesc, film de masă? Care a fost ultimul film românesc comercial de masă? Uh. La asta ăsta a venit pe teren viran. Cred că filantropica, probabil. Ești deci, conștient că vorbim de un film care a fost făcut înainte de 2000, nu? No, 2001-2002, pe atunci e. Așa e? No. Eu țin minte că e un pic înainte, chiar 99. Nu, no, deci a fost în, uh... Chiar 98-99, dar ar trebui să verificăm chestia asta. Adică țin liceu. E după 2011 eram în liceu și a fost, în, adică cel puțin a ieșit în același an cu Occident, cu Furia și 2002, parcă. Da. 2002, da. Ah, da. Da. ok. Da, oricum, acum 20 de ani. Occident, care a fost debutul lui Mungiu. Da. Care este foarte diferit de ce face Cristian Mungiu acum. Furia, care a fost Radu Muntean. Radu Muntean, da, tot film, adică, a, în anul ăla au fost trei filme de public și toate au făcut pentru vremea aia 70.000, 90.000 de, de spectatori, 100.000 pentru vremea aia era huge. Mai ți minte selling point-ul din furia care a fost? Uh, a Exact. Da, da, da. da. Care a jucat și foarte bine de altfel. Da. Acum, sincer, nu mai mi-am că am văzut filmul cu fix 20 de ani. Dar Adică nu mai mi cum juca, că nu mă uitam păi, la asta dacă ăla aia nu, eu l-am văzut la Scala, pe ăla. am văzut la Hollywood Multiplex, la Vitan. Cred că era nou deschis pe atunci. Singurul Da, 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 da. O... Prima amintire vividă a unui film văzut la cinema la tine, care? A, păi, mi-aduc aminte. Stai, tu ești bucureștean? Bucureștean, da. Am fost la Patria, cred că era în clasa întâi. Am gândeam la ultimul mohican cu maica mea wow. și țin minte că, adică știam să citesc, dar mi-era destul de greu să citesc subtitrarea în continuu, rând după rând după rând și la un moment dat am obosit și am renunțat să mă mai uit. Și după aia, după ce mi-am revenit un pic, m-am -am uitat mai departe. Cam ca la mancără, așa am fost și la mancără. Am citit, am citit, am citit subtitrarea, am <laughs> obosit. Am luat o pauză, după aia am continuat. S-a plăcut mal, rog. Uh, nu la, adică eu sunt mare fan filmele lui Cristi Puiu. Uh, te întreb, că știu Aurora, de fapt toate. Malm m-a obosit foarte tare, m Sunt multe lucruri pe care le-am pierdut acolo și n-am avut ocazia să-l văd a doua oară. Adică cred că e singurul final pe care nu l-am văzut de mai multe ori. Nu trebuie curaj să mai văd o dată. Ultimul când dacă nu mă înșel, e ăla cu Daniel day Luis. Cred că da. Cred că da. Sincer, nu mai țin minte mare lucru. că nu l-am revăzut. Daniel day Louis și este Michael Mann. Boss! Este Michael Mann. Hai că vedem acum. Zis că nu e nou să nu, pe... nu... Nu, nu, nu. M-a avertizat Paul. Că el o să țină telefonul să caute nume tot timpul. Da, timp eu am praf memoria azi. și mă bazez pe smartphone. E mai... Eu așa țin minte, ultimul mo mohicam, Mohican, parcă 1991. 92, uite. 92, Daniel de Luvi, să dreptate. Și -a Michael Mann regizor. Michael Mann regizor. Habar n-am avut la ce capodoperă am fost eu la primul meu film <laughs> de cinema. Michael Mann care știi de ce era superstar atunci, nu? Nu. Făcuse serialul Miami Vice. A, da. Deci motivul da. pentru care pe frigul Satan, în România comunistă, înainte de Revoluție și un pic după, pe frigul Satan erau tot fel de mascule alfa cu sacourile ridicate mai ții minte? Din cauza lui Michael Mann. Din cauza lui Michael Mann și a, -a lui, dat lui -a dat Și a făcut și el film istoric, Ultimul Mohican. Care Așa este, da. Și uh, mi-aduc -am aminte că l-am văzut uh, la. Era după amiază, am fost cu Maica mea și cu sormea, parcă. Și când am ieșit se întunecase deja și a fost o senzație foarte ciudată, să intru pe soare și să ies pe întuneric. Și aia a fost prima experiență. Și, și mai amuzant, știu că lu, uh, lui mea i s-a rupt apa cu mine când era la cinema. <gură> Dar... Uh... Dacă vrei titlul de clickbait... <gură> <gură> Paul Neguscu. S-a născut, <rân Spin> -a, a venit pe -a -a... lume în timpul, la, la cinema aici, la L... Lucea Fără. Dar tot timpul mi-a zis mai cum mi-a filmul și am uitat. Uite, iar să o întreb. Asta voiam să întreb. Nu, nu mai știu filmul. Mi-a zis sau? de vreo două ori, mi-a zis, dar am uitat. Bă, sper să nu fie ceva indian. Nu era, nu, nu știu mai cum la de asta. Era ceva ok, adică nu era... Știi cum, sau, nici prea arții, nici prea de căcat. Așa, o perioadă în care te-ai născut, e posibil să fi fost cremăr contra cremăr, care nu știu nu ce nu să Kramer, zic. Era. Așa, minte, nu, nu, nu era cremăr contra cremăr. Era ceva comedie romantică. Tu te duci la cinema? Mă mai duc, da. Nu, nu mă duc la tot ce apare. Am perioade când am mai mult timp și merg săptămânal, perioade când nu merg două, trei luni. E pe cinema acum joacă în cinemauri și o să zic de film că nu e concurență directă, că nu avem noi treabă cu ce se întâmplă afară. Joacă în cinemauri în science fiction, care este vizual printre cele mai stylish chestii pe care le-am văzut de multă vreme, de creator ăla. Nu știu. Cu tema asta recurentă pe care o avem noi, cu aiu. cu nu da, știu ce, Da, nu dar ce nu e genul meu de film la care m-aș duce. Adică vreau să merg la ce intră acum, vreau să văd Scorsese, vreau să văd mai multe filme care intră acum, dar... Wes uh... Anderson oare intră la noi? Bacnam, nu știu. Uh... Dar cei pe Netflix, am, ce am văzut Astrui. pe Netflix. Ăstea de episoade. Ale lui Wes Anderson? Da, da, da. patru episoade, patru scurtmetraje, unite într-un lung metraj. Cred că a fost la Veneția și pe, pe Netflix sunt date ca filme separate. Și mai e ala de la Cannes sau de la Berlin, nu știu unde a avut anul ăsta un film. Asteroid City. Ăsta, da că la ăsta a fost, fost l-am văzut la... Am primit screenerul, după aia am văzut că prima dată la noi a fost dat la TIF. La TIF, În da. vară, în august. Și după aia am văzut că se dădea și la caravana aia, Orange, dacă nu mă înșel la... Înseamnă că l-a luat Santa cineva, înseamnă da. că e un distribuitor care l-a luat. Și o să intre și la noi. Uh, am citit un review la with, with... Ție ți place Wes Anderson? Păi, eram mega fan Wes Anderson, dar am, 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 înțeles ce vrea să zic. Adică să, da, că mă, sunt că toate la fel. Sunt drăguțe, asta, adică... mă uit la ele, dar la un moment dat îmi fuge mintea. Nu mai... Are dreptate Tarantino cu life spam-ul unui regizor? Nu știu ce, e, ce Tarantino, dar eu cred că da, orice regizor la un moment dat se manierizează și devine repetitiv. Că el a zis că cam 10 filme, din ce au observat el, cam 10 zile filme. A, și, și zi, de-aia el să facă doar 10. Exact. Da. Și l-a dat exemplu pe Alfred Hitchcock, care a reinventat cinema modern și ultimele filme, filmele din ultima parte a carierei lui, nici le mai ține nici dracu minte. Deși eu l-am văzut, vreau spun că l-ai văzut și tu sau ca studiu. Nu știu dacă habar în ce ordine le-a făcut. Păi mă uit la un film, nu mă uit la anul la astea să văd care e primul, care da, al doilea. Știu ce zici. Și nu sunt rele absolut deloc. Dar nu au geniu pe care l-au păsările Rare Window vertigo. să fi genial cu tot ce spui pe gură, nu? La fel și cu filmele. Trebuie să mai tot dai și binelea călduțe. care e politica asta ta? Că la un moment dat vorbeam cu cineva, dar nu zic cu cine. Așa. Sau nu zic în podcast, dar zic după aia. Adică bârf, bârfim. Și nu e ca și cum dacă n-ai fi, fi fost de față n-ar fi avut loc exact aceeași discuție. Vorbeam de asta de men of deeds, oameni de treabă. Care mie... Este filmul românesc lui 2022. La mine. Și un top 5 filme foste în 2022. Care a fost oh. un an foarte bun de film. Pentru film. La mine cel puțin. Că în 2022 știi că au venit toate alea care ba, au fost puse pe hold din cauza pandemiei. Baptist a Dance. fost buluceală. Da. Și uitam la Man of Deeds și vorbeam cu cineva chiar la festival la anonimul anul ăsta și mi-a zis... Bă, dar sunt acolo niște greșeli de regie, zic, bă, lasă greșele tehnice de regie sau... Ce e greșeală de regie? Că mai făcut curios. Asta am întrebat adică am sărit axul sau ce? De de... Vrei să zic că, filme senzaționale în care sunt sărituri în ax? Păi da, adică nu știu ce e greșeală de regie, adică... În Fight Club sunt niște sărituri în ax și vorbim de Fincher, care ăla știi că își măsoară filmele la milimetru. Și probabil a făcut special. Da, Despre adică, ce vorbim? Chiar, chiar nu știu ce e o greșeală de regie. Adică poate să fie un lucru pe care nu l-ai fi făcut tu dacă erai regizor, dar nu înseamnă că e o greșeală neapărat. Din punctul meu de vedere, corectează dacă greșesc, greșeala de regie este acea mișcare pe care o faci și nu ajută poveștii. Sau te distrage de la poveste. Sau nu Dar și o mișcare poveste. are un scop. Adică când decizi să faci o mișcare de cameră, o faci cu un scop anume. Că vrei să te apropii de ceva sau să... Abagnam. Adică poate fi o greșeală de regie dacă s-a mișcat ăla cu camera și tu n-ai observat. Sau nu știu, de ce, cum ar putea fi o greșeală. de clar da, că fiecare fiu, cadru nu. are un gând în spate când filmezi. Mă, acum, nu știu că e chiar așa, adică cel puțin în, 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 cazul meu și celor cu care mă înțeleg eu și în lumea în care mă învârt eu, că ne, ne, mai uităm acum, uit eu cu studenții mei, am făcut o tradiție să ne uităm la filme proaste făcute de profesori din un ATC, nu dau nume, dar ne uităm la din astea, dacă să ne hăhăim și acolo par foarte multe lucruri random, adică nu cred că a existat intenție în spatele multor cadre de acolo. Dar în, în, în filmele astea normale de care vorbim, nu cred că există greșele, că Totul e intenționat acolo. Poate că intenția n-a fost cea mai bună. Poate că nu ești de acord cu intenția regizorului, dar nu cred că e o greșeală neapărat. Stai să lămurim pe oamenii care te cunosc să facem acum facem intro ce îmi place la 15 minute după ce am dat. Rec. Paul Neguescu, cu unul dintre regizorii mei preferați în momentul ăsta. Și am decis din nou cu alți oameni care Dar au... ai gusturi curiosite. Am gusturi foarte dubioase. Apropo, mersi pentru recomandarea mea în Chicken. O să da, mă, nu l-ai văzut, că era... P și eu m-am mirat, că l -am e exact genul de tâmpenie la care m-aș fi exact, eu. Da. Și revenind, Paul Neguescu, pe care probabil îl știți pentru două lozuri, a făcut un film absolut senzațional cu Iulian Postelnicu, pe nume Man of Deeds. Ești, Oameni fost? de treabă e în Oameni de treabă, da, Așa, da, da. Îl găsești mai ușor Man of Deeds, mă, pe Netflix, ai observat? Nu știu, nu l-am căutat. Așa, l-am căutat eu. Uh, foarte mult mi-a plăcut Oameni de Treabă și ai fost foarte des menționat și am zis, noi, noi ne-am tot întâlnit și am zis, bă, ar fi tare să vii și că mai faci ceva și în momentul în care mi-ai spus, cred că am fost printre primii care au aflat neoficial, că se face continuare la două lozuri. Am fost... Știam că ai fost fan. Băi, am fost fan. Eu am mai... Spus, am spus povestea în podcast cum am fost cu două lozuri. Voi l-ați avut producător pe spațialul, pe Ovidiu. Da, 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 da. Păi așa ne-am cunoscut noi, prin spațialul, la anonimă. Exact. Și Ovidiu este... E de men compus. Este... E un foarte tare să-l ai ca producător pentru că să faci... Nu, nu e și <laughs> e <laughs> mișto să-l ai ca prieten, ca producător. <laughs> nu, glumesc, e glumesc. Bă, e, da. un, e un pic haos ca producător, dar la De două lucruri s-a potrivit perfect cum a fost el așa, haos, că așa s-a născut filmul ăla. Din haos a făcut, adică fără nicio direcție clară, numai cu un producător ca spațialul putea să iasă. Eu aveam gig la petrecere la Anonimul, la festivalul Anonimul, voi a doua zi aveți premieră, avam premieră la film. Da, da, da. Și spațialul vine înainte de ghic și zice cum el, știi că el e și combinator așa, dar așteaptă momentul. Bă, vezi că am produs și eu un film aici cu bă, voia doua, cu, știu, erai tu cu nevasta cu Ana, și am făcut ele la regie, două lozuri până la zic, după care, agere, ta, pula mea. Vag. Da, 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 exact. Ta, pula mea, știi cum e video. Zici tu la să vină lumea să... Zici, bine pe Ovidule, da, știindu-l pe vidule de 20 de ani, eu am zis la microfon, da, în timpul cântării. După care am închis microfonul... Te gândiți, cine la ce pocneală i-am trimis pe ăștia? Exact asta. Zici, Doamne, bă, mamă, futu-ți gura, mă, o Ovidule. Mamă, mamă, la ce tâmpenie de film. Și a doua zi, că știu că a fost v-am primit la 4, în cinemau de dinăuntru. Adică, anonimul fiind un film un festival de film care se întâmplă în august, de obicei la jumătatea lui august, majoritatea proiecțiilor sunt seara afară. Eu ăsta a fost ziua după amiaza înăuntru în cinema. Nu e ca și cum ar fi foarte mare sala aia, dar e destul de mare. Bă, și era plin. Și a început filmul. S-a pe jos, da. S-a pe jos. Sunt că era să mai la cu cineva. În timpul filmului. De ce? Că acolo la Anonimu sunt ușile alea care nu au perdea. Și când deschizi ușa în timpul proiecției, e intră lumină pe tot ecranul. Și din cauza că erau oameni pe jos, a deschis unul și s-a blocat acolo. Și am zis să închidă ușa, că na, a început să filmul și nu vrea să închidă ușa. Și m-am enervat și l-am împins afară. <laughs> și s-a enervat și ăla. <laughs> Bătul la propriul film, ca să zic așa. Da. Ideea e că am, au, au, început primele 15 minute din film și după ce am văzut exact, am înțeles alea trei personaje care mi se par foarte bine alese. M-am liniștit, după care am aflat și cu câți bani am fost făcut filmul și după aia am văzut cât de bine a început să vândă filmul și cum lumea povestea de film. Băi, auzeam oamenii în Uber și în taxiul povestind de film. Ăsta e, ăsta e primul semn bun. Adică la filmul Taximetriști, paradoxal, n-am auzit taximetriști povestind de film de ăsta a povestit. Și tot de la taximetrist am auzit de două lozuri. La TIF a fost. După proiecția. Am avut proiecția aia în Piața Unirii. Și a doua zi un taximetrist zicea că a stat și el în mașină și tu uita pe geam la proiecția din Piața Unirii și că l-a prins filmul. Și nu zis, uite, e ceva acolo. Băi, cum a apărut două lozuri? Ăla, în primul rând, două lozuri este un paradox în, pe piața de cinema autohtonă. Da, și nu doar, adică un film făcut cu atât de puțin bani care să facă să aibă după aia, parcursul pe care l-a avut sunt foarte rare. Eu am înțeles că a fost 60.000, în jur de 60.000. De Let's talk numbers. Da, Azi. nu 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 chestia că nu, nu sunt producătorul filmului și nu știu exact cifrele, ce știu este că noi la filmare am avut vreo 20, 20 ceva de mii cash. Adică cam cât ai la un scurmetraj cu buget mic? Asta pentru că foarte mulți au lucrat gratis sau ori gratis, ori pe procent din încasări, ceea ce până atunci când propuneai cuiva să facă un film pe procent din încasări era ca și când lucra gratis, că știa că filmele românești nu făceau încasări. dar cumva pe hârtie s-a făcut un buget care nu a fost niciodată atins dacă, ai, dacă, am fi plătit pe toată lumea probabil că filmul ar fi costat la vremea aia vreo 150.000, 180.000 undeva pe acolo. Ceea ce iar era puțin pentru un, un uh, film, adică un film comunist pe atunci se făcea cu vreo 600 de euro, dar el a fost scris, conceput în condiții din astea de ultra low budget ca să, ne, că știam că nu avem bani să-l facem și ca să putem să-l terminăm, am, a fost conceput să, să coste puțin. Uh, în Cum același... s-a ajuns la două lozuri, la ideea de două lozuri? A zic, a zic. Referința fiind foarte clară, adică na. Da, îți zic, pentru că căutam o idee care să se potrivească cu brieful de creație pe care l-am primit, pentru că l a fost un film comandă și anume ăștia trei care joacă Dragoș Bucur, Alexandru Papadopol și Dorian Boguță, ei aveau o școală de film privată unde făceau tot felul de sketch-uri, scormetraje cu cursanții lor. Și cu asta deosebindu-se de restul școlilor private de actorie, că la finalul cursurilor nu îți dădea o diplomă care nu valora nimic, că nu, nu, era o școală acreditată, îți dădea un reel practic cu ceva concret. Na, te vedeai pe cameră în niște scurmetraje și puteai să aveți cuiva. Puteai să te vinzi mai încolo să faci reclamă la iaurt. Habar n unii chiar s-au lansat pornind de acolo. Adică Mi știu vodoi. Știu vă doi. Da, deci chiar a funcționat modelul ăsta de business și la un moment dat ei nu s-au s-au gândit că în loc să facă în fiecare an 3-4 scurtmetraje, mai bine fac un lungmetraj și au făcut Love Building. Love Building e făcut tot cu ei ca producători și ca actori, regizat de Iulia Rugină, care a costat tot așa foarte puțin, până în 20 mai puțin de 20 de mii, dar acolo e, e, structura filmul este destul de clar, că îi se petrece totul într-un singur loc. Că genul ăsta de filme ieftine, de microbuget, în general te focțează la foarte puține locații, că să se petreacă într-un singur loc sau să poți să-l filmezi foarte repede. Și el a fost filmat într-un într rezort resort din ăsta de lângă București, care l-au închiriat pentru, nu știu, câte zile au filmat acolo și au împărțit toți cursanții în cupluri la un, la un, moment dat au rămas mai multe femei, au făcut două cupluri de lesbiene sau ceva de genul ăsta, dar a fost destul de matematic făcut uh, uh, totul, dar a funcționat, adică filmul ăla tot așa și a depășit condiția de fi exercițiu de școală și a ajuns pe ecrane și în anul în care s-a lansat... că deci, a fost un mireasă pentru filmul de artă, așa. Cât, exact, când... Uh, când uh, a fost lansat, el a fost, cred că, numărul 2 în România, la box office, uh, cu vreo 20 și ceva 30 de mii de spectatori. Deci, mult mai mult decât se aștepta oricine. Uh, ei, după a mai făcut în același regim și Love Building 2, care nu s-a ridicat la pretențiile primului, uh, nu la, pretențiile, la rezultatele primului, a fost mai puțini spectatori. Uh, și. Uh, la un moment dat, când probabil că Iulia n-a mai vrut să facă și Love Building 3, Dragoș m-a sunat pe mine să fac un film cu ei. Și eu nu eram foarte tentat de ideea de a face un film din ăsta, cred se petreacă tot într-un spațiu, un cameraspiel din ăsta. Deși acum aș fi mai tentat, dar atunci nu eram. Mă tenta ideea să fac un film independent, cu buget foarte mic, fără CNC, fără din astea. Mă tenta de mai mult timp. Uh, <coughs> Dar nu vreau să fie un film de tipul ăsta, adică vreau să fie un film care se petreacă în mai multe locații, adică să semenea cu Normal. Și locații extraordinare din primul, două lozuri. Așa. Să ajunge la un moment dat în casa unor ce care ghiceau. Da. O, un detaliu despre care am discutat mai mult cu Nevasta decât cu tine. Buzduganul din. Care... <laughs> Era apartamentul <lui> bunică mea. <laughs> buzduganul era bunica mea, mă juca cu el când era un obiect de decor. Adică dacă dădea așa zis bura din, din Bucat, cap, dar... Toate buz, buz, buzduganurile, buzduganele, buzdugănii. Toți buzdugănii. Da. Toate buzduganele de felul ăla, da, zbura bila. Dar ce a fost uh, amuzantic, amuzant că în 2002 ne am repetat uh, secvența, adică se duc din nou la cele vrăjitoare să ghicească unde se află în primul erau lozurile, acum sticul pe care îl caută și problema e că apartamentul ăla nu mai există, adică există dar a fost renovat, toată mobila la gunoi adică bunica mea a murit între timp și primul a... film două lozuri s-a vândut bine, deci au fost și bani a, fost -a fost re am, am refăcut în decor, într un decor, într-un decor construit, am refăcut unul uh, la unul apartamentul lui mea mi a fost foarte amuzant, că am făcut poze și am că lui maica mea și... <gântu -i> și a luat un pic... Da, ce ziceam? Da, și cum s-a făcut filmul. Și am ajuns la Caragiale căutând subiecte care, pe de-o parte, să nu se petreacă totul într-un singur loc, dar în același timp să pot să am personaje mai multe pe care ăștia trei, că știam că ei vreau ca ei să joace person personajele principale, să, să întâlnească mai multe personaje pe parcurs. Și am dat peste novela lui... Caragiale și apoi peste și peste filmul, m-am uitat și la filmul cu Birlic și îmi plăcea chestia asta că mergeau din loc în loc și tot băteau pe la uși să caute biletul ăla și se întâlneau cu mai multe personaje care puteau deci, fi Deci practic ghicitoarea echivuța din Oarecum, exact adică trebuia să fie toate toți cursanții pe care aveau la școală să apară în film în, în proporții relative egale, adică nu puteam unul să aibă 10 pagini de scenariu și unul jumătate pentru că ei plăteau la fel. Deci la unul curs. dintre cursanți a fost Codin Maticiuc. Care... Un cu, Codin a fost unul dintre cursanți, da. Adică toți, de fapt, în afară de ăștia 3+, plus, uh, Pavlu mai apare, Vasluianu, Ferkin. La secvența cu Pavlu e o chestie de mai mult sau mai puțin subtilitate în care nu, nu vreau să spui lui Esc. O să povestesc o complicuț. picuț. Povestește că e filmul e de fiind într-o într Dacia a cărei culoare oricum se discută tot filmul, așa, la un moment dat au o la ocazie o fată pe care o lasă pe undeva prin buftea. Întâmplător știu exact și colțul unde ați filmat. E pe drumul de, de ploiești pe DN1A spre prin Chitila pe acolo, nu Chitila, da, 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 Muroșoaia, da, da. na, buftea. De acolo încărcam cartela de am, încă încăutam căutam locația, am găsit acolo o benzinărie... Uh, una dintre puține, nu era dezafectată, funcționa în continuare. Serios? Funcționa, da, uh, dar era una dintre puține benzinării rămase de demult, așa, o dugheană. Că toate au fost dărâmate și făcute în moderne, era fix o, o dugheană rămasă în timp. Și e în continuare acolo, dar a fost vopsită acum și cred că a cumpărat o altă firmă. Voi o luați pe fată, care stați de vorbă în mașină și a vă spune că e cântăreață și că vrea să devină cântăreață, o duceți în buftea, o lăsați acolo și după aia vine Șerban Pavlu, care începe să manifeste un comportament abuziv față de fata respectivă. Ea fiind vădit speriată de el, sub un semn care scrie magazin foarte mic și foarte mare pește. Da. Băi, pe mine mă distrează genul ăsta de chestii. Adică, Presupun că a fost o întâmplare. A dar... fost o întâmplare, dar când am cadrat am băgat să se vadă semnul de pește. Dar tot, toată ziua aia de filmare a fost o mega întâmplare, de fapt. Ziua aia de filmare pe colțul ăla din Buftea a fost... A... A... Deci secvența aia în care ei se dau jos și își încarcă cartela la un uh, automat din ăsta încărcat cartela a fost băgată în primul rând pentru că ne-au promis unii niște bani, unii care se ocupau cu tipul ăsta de încărcat cartela uh, ne-au promis că le dau niște bani, că facem un fel de product placement și atunci am scris acea secvență uh, și uh, personajul autostopist a apărut la, la final și am atunci am legat astea două poveștile. Să las autostopist acolo cu Pavlu și după aia și încarcă cartela. Și căutam un loc de filmare. Mi s-a părut mi interesant să, să, filmăm un film din ăsta mega low budget fix în fața studiurilor Buftea. Și când opresc mașina chiar e semnul cu acolo sunt studiourile Buftea. Și acolo am filmat. N-am avut niciun fel de autorizație când am filmat acolo. Adică am filmat strict... Gherilă. Gherila, exact. Mi-aduc aminte că era o cofetărie acolo care aveau niște frigideri astea în care își țineau torturile sau înghețatele, habar ca să nu se topească peste noapte și aveau un aer condiționat foarte puternic care scotea zgomot și noi nu puteam filma. Și am găsit o telecomandă din universală, că era noapte, nu era închisă, nu puteam să-i rugăm să oprească și le-am le închis. Le-am închis de la distanță, aerul condiționat. Dar partea cea mai deschis după aia? Cum? Le-am deschis, da, normal, sper. Da. Uh, partea cea mai uh, amuzantă acum, de atunci a fost un pic hără, e că oamenii care ne-au promis nouă banii cu uh, cartela, uh, care n-au mai dat niciun semn. Și tragic nu era că nu ne mai dădeau banii, tragic era că nu ne mai dădeau aparatul în sine. Și noi, eu scrisesem, nu aveam variantă de backup, ce se întâmplă dacă nu au aparat acolo. Noi ne bazăm pe faptul că în ziua ei eu o să ne aduc un aparat și o să-l punem acolo. Uh, și atunci, tot pe în intersecția aia unde am filmat, era un chioșc uh, din ăsta care era închis, că era noapte. Și am avea un dozator de din de Nescafe, i-am tăiat cablu, l-am luat pe sus, l-am pus l-am pus, l-am colantat să nu se vadă Nescafe sau ce marcă de cafea era, de e roz tot, că aveam autocolant roz, așa, și am filmat că în loc de automată de încărcat cartele era acest automat de cafea. Și mai mult de atât, deasupra automatului am pus un semn, cred că am găsit acolo un semn de la concurența celor care nu ne-au dat nouă banii, altă firmă de în care le-am pus, le-am făcut reclamă gratis <laughs> și, am, <laughs> și în felul ăsta am filmat ziua aia. Total PNV, total ilegal. Uh, Paul Neguez cu regizor două lozuri. Recte încă două lozuri. Tu ai și activitatea academică, adică ești domn profesor ca să o lămurim. Și doctor. Ei. Doctor în cinematografie. Tu ești doctor în medicină, ești doctor în cinematografie. Da, da, eu mi-am bătut joc. Eu... Bine, conform unor colegi care te pismuiesc, că probabil și tu îți bagi. Probabil, da. Dracu știe. Băi, da, chestia asta mi-a rămas în cap treaba asta. Cu studenții tăi, te uiți la filme, ale domnilor profesori din UNATC, la filme proaste. Da, sunt filme din astea, nu o să dau un nume acum, dar sunt filme din astea pe care, nu numai la filmele profesorilor, dar în general la filmele profesorilor, pentru că e un fel de a-și face terapia studenții, adică pentru că în un ATC există, tradițional vorbind, un abuz foarte mare din partea profesorilor către studenți, abuz psihologic, adică când, Ab îi se, zice că sunt, când îi se zice că sunt... academic. Când îți zice că sunt proști, că nu merită feedback-ul pe care îl dau la filmele lor de după examen, adică ei se terminați de multe ori din examene. Pot să și... fac o paranteză, scuze, din unei ATC, uh, din valul ăsta mai nou de regizor, tu știi pe Izabela, pe Santu, am mai văzut. Mi-a fost student. Așa, da. A, da, asta e da. că am vorbit. Am la, vorbit la de -a, de -a. Bă, ea săraca am povestea, dar nu avea legătură cu tine. Dar mi-ai zis și tu că plângea foarte mult și mi-ai zis, bă, eu toată facultatea am plâns. Da, da, da. Eu n-am făcut-o să plâng, eu eram asistent atunci, nu. Da. Nu, dar mi-ai zis, uh, mi-ai zis că plângea toată facultatea și că era ferm convinsă că nu o să poată să facă meseria asta de regizor. Este printre cei mai talentați regizori de la noi, ordonați și cu o viziune foarte clară cel puțin când am lucrat eu cu ea pe un proiect punctual, bă, știa exact de unde pleacă și unde o să ajungă și n-a lăsat nimic la întâmplare, în sensul în care dacă au fost accidente de-astea fericite, cum era, cum e ăsta cu semnul de la pește sau mai știu eu ce, știa imediat să le fructifice, dar dacă nu era alea, ea avea perfect în cap coerent ce vrea să obțină. Și asta nu numai... Și, și în urma talentului, dar și în urma studiului. Și, Izabela, adică, știu că am fost de față. Ea n-a fost uh, abuzată psihologic la nivelul că au fost alții. Adică. Uh... Da, m-am tot auzit chestia asta. Ce se ce întâmplă? E, Nici de... nu vreau să intru în mizerile alea de discuții despre sexul transacțional și tot felul de tâmpening. acolo. nu, no, nu, no, nu. Nu din astea, alea asta, ales la teatru. La... Noi nu suntem cu sexul ăla. Noi la film suntem. <laughs> Da, mai nu deci <laughs> Nu este abuz. nu este pe abuz psihologic, exact. Da, da. da. Uh... Băi, râdem, dar nu, râdem pentru că e mecanism de coping, să nu creadă lumea că trivializăm cumva o chestie care e destul de importantă și gravă. Asta sunt lucruri pe care eu le-am înțeles mult mai târziu, adică eu am, când am intrat în facultate, în primul rând că eu am intrat la 18-19 ani, adică imediat după liceu, să fie abuzat de profesor nu era o, nu era ceva neobișnuit, adică nu, nu se scandaliza nimeni. Noi generație, adică Eu era 84, la zi. Eu sunt 84, tu cât 83. Deci aproximativ... Discuția. Da, mă, da, adică, exact. Adică la noi era în normă. Da. Și exact. am prins bătaie în școală. Exact, exact. Nu era ceva la școală, la sporturile pe care le practicam, adică să-ți iau palmă de la antrenor nu era o chestie rară deloc. Adică... Uh, dar mă, s-au mai schimbat lucrurile și nu una de ce, nu mai e ca atunci dar uh, ce vreau să zic de unde am plecat, a ah, dacă am descoperit și eu de ce se întâmplă lucrurile astea așa în, în, la noi la film mai ales că totuși cinema românesc nu e, nu nu, ne comparăm ca tradiție cu nici măcar cu cinema unguresc, polonez ăștia de aici da, cu... sârbesc nici atâta exact, adică de unde atâtea orgolii și atâtea și citind și auzind povești despre cum sunt oamenii care au format cinemaul românesc în ultimii 60-70 de ani, am început să înțeleg, adică cel puțin din 90 încoace, adică lumea trebuie să știe treaba asta că se trădice de filme românești că Praste, că sunt de nevăzut. Dar de ce sunt de nevăzut? Și mai ales de filmele de după, de după 90. Pentru că atunci când s-a privatizat cinematografia, uh, studiurile alea de stat care erau înainte de 89 au fost luate de niște regizori care erau mai coioși pe atunci. Uh, coioși în sensul că țipau mai tare, nu că erau mai coioși profesional, ca să o lămurim. Unii, unii și și, habar n nu-i nu cunosc. Și au promovat uh, pe de-o parte, ca să, ca să, nu știu, și, au, probabil că au fost și niște interese financiare, că întâmplător toți au făcut vile prin dar și au promovat niște nulități, niște nulități absolute, în primul rând ca să-și extingă concurența, ca să rămână singur pe, 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 piață. Și... Dar cum tu, având un întreg aparat de PR și de producție promovezi niște nulități eliminându-ți concurența. Păi, tocmai, adică, dacă nu mai vine niciun regizor talentat din urmă, pentru că nu-l lași să vină, pentru că îi promovezi a, pe aia netalentați. Ah, gata, ok. Adică, toat, majoritatea filmelor făcute de după 90, adică, filmele bune dintre 90 și 2000 numeri pe degetele la o mână, și alea sunt. Uh... Și dintre ele, trei sau în film. Exact, e fi e singur debutant de după 90, care între 90 și 2001, când nu știu când a, a fost a debutat cu Epicurul să o sporgiți, nu? Exact, na. Așa, în care a și jucat. Dar... Și, el, și el a fost, adică, el aproape că a fost debutat de un alt regizor care încerca cumva să sifoneze din bani. Adică s-au cheltuit banii pe care uh, cu care Naye trebuit să facă filmul lui de debut s-au cheltuit pe casting și locație. adică și După aia zic că nu mai sunt bani să facă filmul și atunci el uh, a plecat să-și caute producători în altă parte. Într-o discuție pe care am avut-o cu în Caranfil mi-a povestit că lui a fost foarte greu în primul rând să debuteze în contextul în care era și fiul cu era. Bașca, da. No. Bașca asta, care... Na, taică să fi mega critic de film. Comun. Avem stradă cu numele lui taică adică nu întâmplător asta. Uh, 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 cred că nu e numele lui taică e un inginer. Acolo e, str strada e inginer Tudor Caranfil, că Este Nicolae Caranfil, pardon. Nicolae Caranfil. Și Tudor Caranfil e taică Tudor Caranfil. Tudor e criticul a, okay. și strada inginer Nicolae Caranfil, nu știu dacă se vede. Dar trebuie să verificăm, să eu rămân să sem cu ideea asta. O fi rude, habar dar cred că este inginerul care a făcut uh, asanarea lacurilor, strău, nu știu ce, așa știam. A, okay. Dar să putea să confund și eu niște informații. Băi, eu <coughs> cred că am făcut o confuzie acum, dar eu am amintiri vivide cu Tudor Caranfil, care avea emisiune de critică de film pe TVR. Foarte tare așa era emisiunea respectivă și îți dai seama că la rândul lui, având un simț critic foarte acut, așa taică-su, apropo de nulități, cam ștergea pe jos cu ei. Și mi-a povestit noi care am fel că a avut o discuție inclusiv în familie în care spunea, băi, sigur că vrei să faci asta, că eu i-am cam trecut pe răboj, așa, pe mai mulți de ăștia care o să-ți fie concurență directă acum, adică Trecând peste faptul că invariabil apare ideea sau subtextul ăsta al idei de nepotism, știi, tot timpul. Eu știu, auzisem la un moment dat, înainte să-l cunosc pe Naie, de uh, ceea ce am crezut nu că un mit. Că uh, Tudor Caranfil i-ar fi zis lui Nae atunci când a aflat că vrea să dea la admitere la regie film, a zis să nu dea admitere, a zis că în primul rând o să intri. În al doilea rând, dacă intri, nu o să termin facultatea. În al treilea rând, dacă totuși o să termin facultatea, nu o să faci niciodată film. Și dacă o să ajungi să faci film, o să fie prost. Așa i-a zis. Și l-am întrebat pe -aia dacă e adevărat, dacă a fost mit sau așa, și că chiar e... așa i-a zis. E greu. O să vreau la un moment dat să fac un material, mai ales în lumea filmului, uh... Talentul ăsta transgenerațional așa, uite cum e afară Nicolas Cage, nepotul lui Francis Ford Coppola. Ceea ce am aflat foarte târziu, că habac n-aveam, că și-a schimbat numele ca să nu-l cheme Coppola. Exact și Nicolas Cage mai are un neam, nu știu dacă mai ții minte senzaționalul actor Emilio Estevez, nu știu. care tot nepotul lui Coppola da, și băiatul ăsta care joacă la uh, Wes Anderson foarte mult, care a făcut uh, serialul ăla foarte tare, Mozart, nu știu cum. Nu știu, eu nu mă pun cu tine la cultură cinematografică. Îmi <laughs> băi, <laughs> ai doctorat în cinematografie, <laughs> termină cu prostie. Da, în, una dintre cele cultură. mai tari, Facem paranteză. Vara asta, uh, Paul aici de față, regizorul, două lozuri și încă două lozuri ca să o lămurim, și oameni de treabă. Uh, top 5 filme văzute de mine în 2022 și credem că m-am tot uitat. În contextul în care în top 5 ăla a ieșit Top Gun, ca să o luăm. Okay. Așa, mi-a făcut o recomandare. O recomandare de film cu Mads Mikkelsen. Ah, super film. Așa. Hannibal, nu mai știu ce, îl știți pe Mads Mikkelsen. Se numește Men Chicken. Băi, este printre cele mai tâmpite filme pe care le-am văzut în ultima vreme și mie îmi place cinematografia ușor suprarealistă. E un fel de insula a doctorului Moro. Bă, corectează-vă dacă greșesc. Doar că pe membrii de familie... Bă, n-am înțeles. Exact. E un... Plotul e așa. Un dement s-a izolat undeva prin Danemarca, dacă Cred am că Danemarca, bine, da. Țara lui Hamlet, Danemarca, așa, ei. Hey. <laughs> și acolo a tot făcut experimente cu animale și a făcut niște specii de astea. Niște încrucișări de astea, om cu animal, da, om cu găină, om cu taur, om cu oaie, nu mai știu. Folosim propriului material genetic. <laughs> Și existau mai mulți frați, singurul lucru pe care l-aveau în comun e că aveau materialul genetic al tatălui lor care făcea experimente cu animale și fiecare dintre frați este încrucișat cu alt tip de animal și sunt super agresiv ca e componenta animalică. <laughs> se exact bat în continuu până la epuizare. <laughs> <laughs> Iar da. Mads Mikio este absolut Ingenieur. dement în Ingenieur. filmul ăla. Se poate vedea pe HBO Max. Pa. Da, pe HBO Max l-am găsit, Man and Chicken. Se numește, poți să cauți Man and Chicken, uh, Deniz, te rog eu mult afișul, că și afișul este o tâmpenie absolută. Băi, nu no, cred că asta ne lipsește în cinema românesc. Genul ăsta de filme. Am, a venit și Tudor Giurgiu, că am vorbit de Libertate, care ca producție, băi, recunoaște că e Libertatea. Adică, ai apucat să-l vezi? Nu am apucat, nu. Bă, ar trebui să-l vezi și la capitolul acurateței istorică stă foarte, foarte bine. E, am avut COVID când a fost lansat și aștept să merg săptămâna asta să-l văd. Cool. Ăsta este Men in Da, Aștia dar sunt mai multe afișe. Ăștia sunt frații care dă un pic zoom, pentru că dacă dai zoom pe personaje, îți dai seama cam cu ce e încrucișat fiecare este, dacă se poate, un zoom pe fețele lor, Denis. Băi, e, e, senzație în filmul ăsta. Și vorbim cu Tudor Giurgiu, băi, nouă ne lipsește componenta asta dementă, suprarealistă, care să mă ierte Dumnezeu. Adică nu e... Asta nu sunt filme scumpe. Nu sunt filme scumpe, dar ne, ne, lipsește tradiția. uite, că începusem să zic de faptul că regizorii care au pus mâna pe studio și au omorât concurența promovând numai anulități în, în, în materie de debuturi, același lucru s-a întâmplat și în școala de film. Adică în școala de film, an de zile, a funcționat ca un circuit închis în care numai cei netalentați ajungeau să fie profesor în școală. N-ai cum din asta să scoți filme de genul ăsta. N-ai cum. Nu avem tradiția filmelor bune în primul rând, că și până înainte de 90 foarte puține filme românești erau bune cu adevărat. Adică nouă ni se par că erau bune, dacă nu văzusem altele. Dar așa, dacă cu adevărat bune, iar le numer pe degetele de la o mână două. Eu am încercat să explic că atunci ca orice alt lucru care se făcea în țara asta și cinematografia se făcea la plan. Și din punct de vedere cultural trebuia să se facă un anumit număr de filme. Proporția de filme bune versus numărul de filme care se făcea anual în vremea comunismului este net inferioară uh, situației de acum. Evident, da. No. Adică acum procentul de filme bune din totalul de filme care se fac anual e mult mai mare, doar că atunci se făceau foarte multe. Fac. Uh... Chiar nu știu cât de multe se făceau, dar că se vedeau mult mai multe filme românești pentru că nu exista concurență. Adică n-aveai Netflix, HBO, alte filme americane. Adică câte filme se difuzau în România pe atunci? Adică în afară de ce era pe piața neagră de casete, în rest erau 10 filme, 12 filme. Strâine. Alea și pe care le și rotau. Adică gândește că eu am, eu am văzut 5-7 șapte, -șapte samurai la cinema. Copil fin. Dar știi că uh, exista un sistem... Uh, semi-oficial instituționalizat de piratare, adică distribuitori străini trimiteau filme în România și trimiteau copii în peliculă, că așa se difuzau filmele atunci. Trimiteau o uh -huh. copie uh, standard, o copie de 35 de milimetri Portocala mecanică de exemplu, și ăștia ziceau că nu luăm să, spre, nu luăm ca să-l difuzăm în cinematografe, dar îi făceau copii. Uh, și atunci uh, nu știu dacă ai avut uh, obiceiul să mergi pe la cinematecă, că la cinematecă se dădeau aceste copii piratate. Adică, eu am văzut portocala mecanică în alb-negru, pentru că asta așa se făceau copii, se făceau copii alb negru, că era mai ieftin. Am văzut uh, ultimul tangol la Paris, copiat alb negru. Ultimul tangol la Paris cenzurat sau nu? Pentru că acolo. Ah. Bă, în ultimul tangol la Paris să. să... Adică merge nu minte, am fost am -am 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 cu 20 de ani, dar ce vreau să zic e că se copiau foarte multe filme străine, ilegal, care au ajuns în patrimoniul Arhivei Naționale. Tu zici pe vremea lui Ceaușescu? Pe vremea lui Ceaușescu și, cred că, și înainte. Adică, totuși, Portocala mecanică... Nu zic, pe vremea lui Ceaușescu, da, adică, da, adică, înainte adică... de 90, și... înainte de 89. Înainte de 89. Deci, practic, se piratau de către instituțiile statului care se ocupau de difuzare de filme, filme pe care le refuzau pentru difuzare, dar le făceau o copie ilegală, care după aia au ajuns să fie vizionată cum am ajuns eu să văd Portocala mecanică alb-negru la cinematică. Băi, este, în primul rând este Portocala mecanică <laughs> da, da, da. care e alb-negru. Dar îți dai seama ce șoc am avut când am văzut color după aia. Am zis, ia uite, băi, l-au colorizat mă ești nebun la cap, că nu știam că e color. Și toate filmele astea de le-am văzut al negru, eu așa am crezut că sunt. Că erau filme vechi, mi se părea normal să fie al negru. Dar când... Știi că în portocala mea, care, na, avem meseria pe care o ai, știi clar. Adică inclusiv... Ai o impresie mult mai bună despre memoria mea decât... Nu-i vorba de asta. Vorbim de simbolistică acolo. Adică inclusiv cromatica are o anumită simbolistică. A, bine, e cubic până la urmă, Adică acolo e orice e calculat la milimetru. Posibil în... cel mai mare regizor care a existat vreodată. A regizat nu totuși. Adică. <laughs> tu crezi în teoria Cum, domne, ce <laughs> Adică mi-e vis... Băi, cumva stă în picioare. Tu știi teoria asta, Denis? Nu ai auzit? Da. Că selenizarea n-a fost reală și că a fost o mișcare de piar a Guvernului Statelor Unite ca să-i fută păruși că ei Deja și rușii au înghițit-o până azi, adică nu a comentat niciun, e, niciun exact. rus n-a zis până acum. Nu domnei e făcătură. Da. da, mi se pare funny și l-au luat pe cel mai mare regizor de atunci care făcuse și Odiseea Spațială. Pe... Uite, apropo de asta și de... de studenți, am o studentă care anul trecut a făcut un film care mie mi se pare foarte simpatică ideea că Ceaușescu aude că americanii vor să ajungă primii pe lună, curs asta și se bagă și el și face el un, o, feic, o feicuială de aselenizare cu o navă românească, Zimbru, care ajunge primul pe lună și despre cum filmează această, acest fake de aselenizare cu români pe lună. Primul om pe lună e un român. Dar o zi de Pelevin, de scritorul Pelevin, nu mai știu cum Pelevin, scriitor mm. scritor rus. Caută Denis un pic și spunem prenumele lui Pelevin. Care ce face el? Pe lângă <coughs> puținele romane, Amora e cartea de care vorbesc acum, pe lângă puținele romane pe care le scriu original, el ia ca ale literaturii ruse, cum ar fi, Pescărușul, va Livada cu vișin. Cehov Gogol pe acolo, revizorul, nu știu ce. Și le reface cosmonauti. <laughs> Deci este, e senzațional. Victor Pelevin, așa. Uite, -l, uite -l cum arată, uite ce demen. Despre asta e vorba. Arată oamenilor să vadă. Uite și am citit o carte, asta a fost tradusă și în românește. Amora despre programul spațial rusesc. E văzută prin prisma unui elev supradotat de 11 sau 12 ani, care este pregătit într-un space cam de ăsta rusesc așa și e trimis pe lună. se asta, sună ăsta, Apollo 13 și jumătate al Richard Linklater. Cam pe acolo e, da. Așa, așa sună, adică și alea, tot cu un copil care e trimis în spațiu, nu? Parcă așa era. E Linklater-ul făcut tot pentru Netflix. Da, da, da. Că cred foarte simpatic. E. Foarte drăguț nu foarte drăguț. Linklater, uh, bă ce regizor e linklater Revenim imediat la Linklater, pentru că Boyhood ăla, eu nu cred că o să mai fac un film cum a fost Boyhood. Revenim. <coughs> și la Pelevin ăsta îl trimite pe copilul ăsta într-un modul lunar, care n-a fi în ruși, mai pe o budget așa, era de fapt o bicicletă ramforsată <laughs> și practic ăsta toată viața, i s-a spus că o să fie pregătit uh, ca să iasă cosmonaut, dar el a fost pregătit să fie un biciclist de performanță, <laughs> să poată să meargă cu bicicleta pe lună. Și mai sunt niște disclojere, dar nu vreau să le stric. Citiți, dacă vreți, are 140 de pagini cartea Căman. În două ore jumate n-aveți ce face fluierând. E și foarte mișto scrisă. Victor Pelevin Amon Ra se numește. Despre programul spațial, fals al aselenizare rusească. Revenind, link later. Da. Nici acolo nu e buget la el. Știu că toată căraia acum când zicem Later, probabil nu știu despre cine e vorba, dar asta e băiatul cu Before Sunset, Before Sunrise, Before nu știu ce. Trilogia de dragoste, de băgat mâna la salată, practic. Sunt un bou pentru că era un film foarte sensibil. primele două mi s-au părut. Primele două, primul. Primul, primul e, capodop pe al doilea a mers, al treilea a forțat. Băi, un da, când dacă am văzut Boyhood. Boyhood și pe nu mai, mai emoționat. Eu mi-aduc aminte că atunci a fost o, o mega dispută așa între Boyhood și parcă, cum se cheamă la Birdman? Cred că au fost deodată... Al lui Naritu. E al lui Naritu, da. Și s-a împărțit lumea așa ca Barbie cu Oppenheimer și la Barbie cu Oppenheimer nu s-a împărțit nimeni. Nu știu ce s-a împărțit, dar, ai, dar tot așa a fost, au fost comparate. Și uh, mi-aduc aminte că fost lumea foarte supărată pe Boyhood și n-am înțeles și de ce, că mie mi-a plăcut foarte și mult. Și Boyhood și Birdman sunt două filme mult mai bune și decât Oppenheimer și decât Barbie, <laughs> ca să o lămurim. Ne, eu n-am văzut Oppenheimer. O, o, o să-l văd. Vreau să dacă înțelegi implicațiile, e posibil Christopher Nolan să fi căzut de manierismului, cum spuneai. Adică, dar numai Christopher Nolan putea să facă un film ca ăla, să spargă și box office în două și e cel mai frumos filmat podcast pe care l-ai văzut vreodată. <laughs> nu, dar are și niște implicații. E, e un film care lucrează cu foarte multă subtilitate, atât de multă subtilitate, că la un moment dat devine mai importantă subtilit subtextul decât. Uh... Da, vreau să-l văd. Eu nu sunt foarte nebunit după Nolan și de-aia niciodată nu mă grăbesc să văd un film de Nolan, dar ajung să le văd la un moment dat. Dar reveni la Boyhood și la Birdman? Bă, chiar, alea au fost, uh, au fost și la Oscar, nu? Pe păi da, cred că atunci s-a împărțit lumea la Oscar. Unii țineau cu Birdman, unii cu Boyhood. Bă, eu am fost în tabăra Boyhood. Da, și eu, și eu, clar. Am fost în deși mi-a plăcut, mie mi îmi place Inaritu foarte mult, adică el e cu... El a făcut, el a debutat în spaniolă, că el e argentinian. E mexican, nu? cred. Poftim? Cred că e mexican. Nu știu. Oare? A lui Amores Peros? Ăla cu cu câini? posibil, ce posibil. Ăla, când era Diego Luna, foarte tânăr. Posibil, Dacă iar nu, nu mai țin. Și a tot, tot în liceu, prin facultate. Eu ori ori Alfonso Cuaron, dar parcă ți că ele, e el. Uite, de am telefon la mână, nu? Ca să aflu răspunsuri la întrebări de genul ăsta. Exact. Uh, Alfonso... Alfonso... Nu Cuaron. Inarito ai zis, Inaritu, da. O Inarito care... tu... I-a dat toți carul lui <coughs> <de> Caprio <coughs> pentru tăvălitul de urs Mexican filmmaker Mexican filmmaker, uite, vezi și Cuaron, aron știu sigur că e mexican. Cred. Hai să nu zic Alfonso prost. care e alt. Uite, vorbim de Mexic care e o țară, băi, au, au mega cinematografie. Deci, Robert Rodriguez. Tot mexican, da. Na, Robert Rodriguez, Alfonso Cuaron, José González Inaritu. Amores Peros. Stai să vedem și asta. Caută Amores Peros. Iar lui sau lui Cuaron? Acum aflăm. Inaritu, parcă ține -o minte. Să nu vorbesc prostii. Uite, podcast în care să caută pe telefon. Inaritu. Inaritu e, naritu. e narituie, da. Da, uh, da mi-aduc amintea cea cu Oscar Lec și uh, mi-aduc aminte că, cred că și CTP-ul când a câștigat, cred că Bergman a câștigat Paha, nu? Da, și eu țin mine. Așa, și a uh, zis că a, a învins uh, cinematografia, că Boyhood nu e cinema sau nu știu. Ce Cum să nu fie, fie boyhood cinema? Boyhood este însă și esența exact, adică, de mult mai uh, cinema decât Birdman. Asta e partea frumoasă, adică, uite, Câte perspective și cât de diferite putem să avem asupra filmelor. La Birdman, marea problemă la mine la Birdman... Ok, mi-a plăcut Michael Keaton foarte mult. Mi-a plăcut subtextul ăsta foarte meta pe care l-a avut filmul ăla. Că Michael Keaton, care a fost Batman în 90... Mi s-a un film Birdman. foarte simpatic, foarte enjoyable, dar nu mi s-a părut un mare film. Boyhood, în schimb, mi se pare că e de o subtilitate cu... Cum rar vezi în filme. Exact. Hai să povestim care e cea mai mare șmecherie a lui Boyhood. Tu, tu, știi despre ce vorbim, Denis? Boyhood? Fii atent. Ăsta e un film pe care Linklater ăsta l-a făcut în 25 de ani. Cum? A luat toate personajele din film și în fiecare an a filmat câte o săptămână cu fiecare și vezi toate personajele cum îmbătrânesc în film. Exact. Și a, lasă că a, pe lângă faptul că a avut răbdare dar a avut un plan atât bă, și atât de elegant filmul ăla. Știu unde am mai avut senzația asta, apropo de personaj care îmbătrânesc pe ecran și nu din make-up, adică la, în autobiografia lui Nicolae Ceaușescu. Pentru că el ia pe Ceaușescu din 60 și în 4, nu mai știu, de când a pus mâna pe sicriul lui Dej, de acolo până când moare. Și mi se, acolo chiar e mega, mega interesant cum a făcut ujica, că e făcut din film din film de arhivă, din material de propagandă filmat de aparatul de propagandă al lui Ceaușescu, care îl filma pe Ceaușescu, în ideea că să-l pună într-o lumină bună. Și cadru după cadru, după cadru, după cadru, vezi cum se degradează omul până ajunge la 89, adică vezi cum de fapt materialul ăla construit cu gândul de a-l pune pe într-o lumină bună, pus cap la cap în formula asta, se întoarce fix invers. Mi se pare acolo senzațional. E ca și cum cineva a ținut o cameră pe portretul lui Dorian Gray, care era în spate să degradeze. Exact. Mare, în timp da. ce Dorian Gray nu îmbătrânea absolut deloc. Genial. Ăla e posibil să fie documentarul meu preferat românesc ever. Da, eu nu știu dacă îl încadrez neapărat la documentar da. Mai pe Netflix acum, știu că l-am găsit la un moment dat full pe YouTube. Și-o tot pe YouTube, da. Era full pe YouTube, o are trei ore și ceva. Te și ceva de material de arhivă fără comentarii. Te uiți ca bou, nu știi la ce te uiți, nu știi, adică trebuie să ai informații, să știi, uite, s-a întâlnit cu Nixon, a, uite, la Regina, mă, la Regina Anglie ușor să-ți dai seama, dar după aia sunt tot felul de... Charles de gol. Charles de gol. Sunt tot felul de secretari de partid pe care eu, nu-i cunosc, habar n-am când Emil Bobu este mega prezent. Îți dai seama cât de important era Manea Mănescu care el vorbea când era mai important. Nu știu dacă... Da, dar ce mi că nu contează. Adică chiar dacă nu știi, tot îți dai seama, tot înțelegi despre ce Dar mă rog, film pentru care trebuie să ai ceva răbdare, este te uiți la material de... De două ori l-am văzut la cinema. Prima dată când l-a lansat a fost o vizionare de presă și a fost la cinema ăsta, ăsta de la Romană care s-a și închis acum studio. la studio, da. Sala studio. M-a enervat. Acolo l-am cunoscut pe Gașpar nu e bus. Ești nebun la cap? El l-am văzut la, la uh, un festival la Londra în care, din greșeală, trimisese o copie nesubtitrată. Și n-a plecat nimeni în sală, toți știau că e un film mai experimental așa și au crezut că așa trebuie să-l vadă fără subtitrări. Și tot, a stat o sală întreagă două și, întreg, și între jumate sau trei cât durează filmul și s-a uitat la film nesubtitrat. Au pierdut două chestii extraordinare, <laughs> că și din filmul ăla s-a viralizat așa, unul. Uh, în Corea, când cântă aia România, România, în România, de da, de da. România, România, e cât de dulce vești știu mie. Și este absolut. și trailer cu Adică dacă uitați da, da. pe YouTube autobiografia unui Nicolae Ceaușescu trailer, e momentul ăla care e absolut mind-blowing. Și a doua, care mi se, pare, mi se pare mult mai bună decât asta, dar și mai pe subtilitate, când explică Nicolae Ceușescu, Lasă cu Mihai Și cu Mihai Și e Viteazu, Și Mihai Viteazu. e foarte bună. Dar când explică importanța metaforelor. <laughs> aia cu tezele de la Mangalia sau nu știu da, care. Da, 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 Tezele de la Mangalia, importanța metaforei în viața reală și în poezie. Mie mi îmi place <laughs> foarte mult că există exact citatul. Metaforele sunt bune. <laughs> și să se gândească, unde sunt bune metaforele? E foarte tare. Da. Și zice în poezie. Pauză. Poate nici acolo. <laughs> Băi, e, e senzație. Super, e super, Autobiografia da. lui Nicolae Ceaușescu e absolut senzațional. Da. Revenind la, la starea cinemaului de la noi. Și asta e o întrebare pe care o pun tuturor oamenilor care au legătură mai mult sau mai puțin cu cinema. -ul. Ce lipsește cinema din România? Uh, ce lipsește, ce ziceam mai devreme, tradiție. Adică noi nu avem tradiție, putem să o construim. Adică din fericire ce se întâmplă acum, că e foarte fervescent cinema românesc, avem în sfârșit și filme la care merge lumea să... fără să se împuște în cap după ce pleacă de la, de la ele, de la filmele românești. Urmează ăsta tău da. urmează Miami Beach 2. Da, toamna asta e toamna adică când am mai avut noi în cinema românesc trei sequeluri, adică e... altu da, altul trei? Mic cilică, cu A, așa, nuntă da. pe bani. A, asta e sequel? Bă, nu eu nu am văzut, dar personajul da. e același, nu? Băi, eu mă simt, mă simt prost acum față de băiatul ăsta de Mircea Bravo, că așa, adică ar trebui să avem discuție și de față cu el la un Știu, cheamă la un podcast. Da, dacă, că vine, dacă vine pe București, ca să zic așa, să vorbim despre filmul românesc și despre Sicurul, adică. Eu apreciz uite, ce uite, face. Fac... Nu am văzut filmul, dar apreciz demersul, că mi se pare un Demex onest și mai ales tipul ce imagine are el în public, încearcă să facă lucrurile clean, să se delimiteze de. A n jocuri de noroc și așa mai departe. Adică mi se okay. luat, Da, ok, asta e foarte bine. Pe mine m-a luat cu un elitist de ăsta local, l-am cunoscut la TIF acum, chiar anul ăsta. Și m-a luat cu un elitist de ăsta local care când era elitist, când frustrare, că voi la București, că noi la Cluj, că voi la București, stai bă, mâncăția sufletul tău, că am venit. Aici noi ca. de la București, una peste alta, <laughs> am venit la cel mai pizdos festival de film la voi la Cluj. Termină cu prostire. Nu, nu l-am înțeles, nu l-am înțeles. Și eu că nu înțeleg sau sunt așa, tu ai văzut, mă știi, eu și troluiesc foarte mult. Și am început să-l troluiesc pe ghetul, băiat, așa. Dar o să trebuia să stau un pic mai atent de vorbă cu el și despre ce face el. Că da, dacă e o chestie de apreciat la el, este că ține să facă lucrurile într-un anume fel. Filmele nu sunt vreo lumină. Filmele, filmul ăla pe care l-am văzut, primul. Ăsta n-am apucat să-l văd. Dacă zici că evoluție, încă, încă, Toată lumea acolo. care l-a văzut a zis că, că e mai bine. Că e mai bine, adică și pe componenta tehnică, adică și ca scenariu, adică e mai legat, mai coerent. Uh, să da Dumnezeu să iasă și la încasări acum. Și m-am, din câte știu, am mai filmat încă unul, adică probabil că o, o, o să simt o evoluție. De-aia zic că ce se întâmplă acum în cinema românesc e foarte mișto, că au început să se facă filmele astea, chiar dacă au venit din zona de YouTube, zona de sketch adică oameni care n-au neapărat cunoștințe cinematografice, nu sunt doctori ca mine în cinema, dar sunt oameni care sunt ghidați să facă și meniți să facă cinema de public de masă și de la film la film există o evoluție și în 10, 15, 20, 30 de ani o să avem și noi o tradiție a filmului de public. Sunt curios Claus și Barosul ăsta când o să iasă. Iese în ianuarie. În ianuarie însă și el. Deci 16 nu ianuarie sau ceva de genul ăsta. Dar că... nu avem în iarna acum, nu? Nu, nu, nu. Trebuia să iasă acum. Adică trebuia să iasă, cred că, când ieșim noi cu încă două lozuri acum în octombrie. Dar uh, s-a filmat mai târziu, nu știu, au fost niște complicații de producție și s-a amânat filmarea, s-a amânat și lansarea. Nu zicem mai mult, nu zicem despre ce e vorba oricum. Când o să comunice, o să comunice. Adică lăsăm autorii să comunice exact ce vor e. Doar că se fac, se fac filme românești. Ești Bro, mania în față. Nu. nu cred că au existat niciodată în România în, același, în, în, în aceeași toamnă, nu în același an. adică Nu cred că s-a mai întâmplat. Și acum a, ajungem la o mare problemă pe care o are orice regizor. Faci un film, bubuie, și după aia trebuie să-i facă sequel. <laughs> Stăteam și vorbeam cu Oreste că eram... Frecam bașbuc palativ pe acolo, ne-a tolerat Giurgiu, ne-a chemat și am zis, el n-a apucat să vadă încă două lozuri. Și la, el La a văzut, m-am întâlnit cu el acum, la noaptea albă. Da, 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 păi nu, că m-a sunat imediat după. A, ok. Și am vorbit și eu am fost acolo la voi când ne-am și văzut la cinema, am văzut încă două lozuri și mi-a plăcut mai mult decât primul. Și ți-am și zis că mi-a plăcut mai mult decât primul. Da. În primul rând, ai făcut o chestie extraordinară, l-ai luat de pe scena de teatru pe Eduard Cârlan, care este printre actorii cu cel mai mare potențial comic de la noi. Doar îl pui în fața camerei și e comic. Adică, nu e meritul meu acolo. Băi, este senzațional. În al doilea rând, și asta asta vine de la Oreste, complimentele astea vin de la Oreste mai Maica sa din film, unde ai găsit-o? E, e actriță, doamna? E actriță, doamna, e actriță care s-a pensionat acum, a fost la Odeon, Angela Ioan, i mai lucrat cu ea la un film și, na, adică o știam. Ne n-am făcut casting pentru filmul ăsta, am mers pe oameni pe care îi cunoșteam, plus niște cursanți care erau da, de fapt, pentru cursanți cum am făcut un casting ca să văd în ce roluri se potrivesc. Dar la celelalte roluri, cum a fost la mama uh, lui Cârlan din film, uh, am zis o văd pe ea. Tatăl lui Cârlan este... Tatăl lui Cârlan nu e actor, era unul dintre șoferi. Unul <laughs> dintre șoferi. <laughs> Ne-am gândit de că ar fi amuzant. A fost, aia a fost o improvizație acolo la filmare. Uh... Și printre cele mai bune secvențe din film. Deci, uh că spațială, vorbeam mai devreme, ne-a dus să vedem o locație la un moment dat, care era una dintre cele mai neobișnuite locații. Am ajuns la undeva, prin Vitan, cred, la cineva care, într-un apartament de bloc, își îngustase bucătăria. Adică nu era suficient de mică cât era bucătăria, a făcut-o și mai mică. Deci bucătăria era atâta, ca deci, că avea un, un, un metru lățime. Era un blat cu chiuveta, aragazul, nu știu ce. Și atât, nu mai pe o masă. Făcuse asta că mutase un perete să mai fac o cameră, care aveau doi copii la un moment dat, nu știu, să din debaraua, din spatele bucătării, mai făcut o cameră în felul ăsta, că mărit am mărit-o pe Și ne-am gândit eu că de fapt, când, cum am văzut bucătăria, am zis, ăsta e film, trebuie să filmăm aici. Nu doar că se fac filme în bucătărie, dar într-o bucătărie atât de mică, chiar nu s-a mai făcut. Nu se vede în film pe cât de mică e bucătăria, dar noi am pus camera fix în spate, în colț undeva. Și ăștia când intră în bucătărie, sunt trei oameni care intră, păi mai vine și Cârlan, vine și mama lui, sunt cinci oameni în bucătărie și la film am zis, dacă fi amuzant să mai vine și tatălui Cârlan... Și am luat un șofer care vine să-și un șnițel din și trece de toți așa, se strecoară printre toți și ajunge lângă cameră și ea din fața camerei o și iese. Total de tu mamei lucrări. În timp ce soțul ia un șnițel, este absolut senzațional. Băi, mie îmi place foarte mult comedia și umorul ăsta de situație. Adică s -apropie... tu, tu știi filmul ăla din 81 pic, comedia englezească Whitney and I? Mă okay, nu. E foarte aproape de încă două lozuri, cu doi actori ratați complet, care își doresc foarte tare să reușească în viață, doar că nu au cum, și pleacă la țară într-un jaguar, <laughs> mâncat de rugine, în timp ce mor de foame. Și ce se întâmplă? Cu fain. Ei fiind. Îmi notez după cap. Doi hipster pârliți, uh, rupți în cură efectiv foarte cosmopoliți, de altfel că asta e și rupți în curs și cosmopoliți, dar care se confruntă cu realitățile vieții campestre britanice. Și omor britanic. da, cel mai bun. Da, de cea mai de cel mai mare rafinament și tot, tot este un umor de situație. Este ca visul febril al lui Mr. Bean. Deci dacă Mr. Bean ar fi avut COVID și febră și ar fi avut vise febrile, știi, dar când trezești plin de transpirație și așa, probabil ăsta ar fi fost unul din vise. Dar revenind, foarte greu să faci sequel-uri. Da, foarte noi -am vrut să facem regizori sequel. mari au nimerit sequel -uri. cum trebuie. Noi n-am no, vrut să facem, adică eu, inițial am zis că nu o să facem sequel la două uh, mai ales pentru că două lozuri, unul a avut un succes, uh, adică nu zic eu, adică pe, pe cifre, adică a încasat de 20 de ori mai mult decât a costat, a fost distribuit în multe țări, a avut o presă senzațională în perotă în Tomatoes, e foarte bine, adică uh, pentru un film făcut uh, pe genunchi uh, cu bugetul de unui scurt metraj ieftin, este clar un succes, adică poate să-ți placă, poate să nu-ți placă. Dar succesul ăsta a fost un succes necalculat, nepre vizionată în niciun fel și cumva am zis, băi, hai să nu să nu-l mâniem pe Dumnezeu acum, adică foarte mult din succesul ăla a fost șansă adică foarte multe lucruri de exemplu, cum ai spus și tu, că screa pește acolo, aia a fost șansă Uh, și e plin filmul de șanse de genul ăsta pe care l-a avut filmul ăla. Accidente fericite. Accidente fericite, da, adică se întâmpla să întârzie filmarea când se stricase nu știu ce și fix când am putut să filmăm am avut cea mai frumoasă lumină de la Dumnezeu pe care puteam să -o, o avem uh, în, în mod total ne, ne, neplănuit. Sau uh, se mai întâmplă... Aia cu băiatul care fuge din mașină. Am înțeles că a fost în față la poliție, la secția de la poliție. Așa. Ori, ori spațialul mi zis. Că și ai o întâmplare sau o chestie de asta. Că din mașină. E o secvență care... foarte funny, tot așa. A, nu, nu e o secvență mai. cu unul care l aduce pe unul și le leagă de, cu cătușele de gard și pleacă și el pur și simplu ridică. Ăla, la te Nu, ai făcut, ai de... făcut. E făcută, da. uh, nu, e, nu era întâmplare dar au fost uh, tot felul de accidente din astea fericite uh, inclusiv accidente mici uh, care nu se nu, nu, nu te gândești la ele când filmezi mai ales uh, n-ai bani să închizi o stradă să închizi traficul să nu mai circule oameni, mașini uh, de multe ori oamenii poate să strice dubla sau mai trece o mașină fix pe replica și se aude peste replică și nu poți să folosești dubla Uh, la două lozuri că am avut noroc din asta că toate s-au aliniat bine, adică n-au fost accidente nefericite, au fost mai degrabă accidente fericite. Și la două lozuri doi n-am fost la fel? Uh, n-am mai simțit, n-am mai simțit nici la niciun film cum am simțit acolo, că se leagă lucrurile de la sine. Uh, de multe ori chiar uh, era frustrant că nu se legau de la sine, adică se întâmplau accidente nefericite mult mai multe decât uh, s-ar întâmpla de obicei uh, și noi am zis că nu, o să vrem, nu vrem să mai repetăm uh, nu că nu mai vrem să repetăm nu, mai, nu, nu vrem să, să facem o continuare pentru că foarte mult a fost uh, șansă dar na timpul a trecut uh, cumva și noi am zis că sau cel puțin eu am zis că Hai să văd, domne, cât a fost șansă și cât a fost meritul nostru al echipei că am făcut filmul ăla. După oameni de treabă, cumva... Nu, în, în, Înainte, de, noi ne-am apucat să-l facem teoretic, sau ne-am decis să-l facem înainte de oameni de treabă, dar a venit pandemia. După aia, în pandemie, ne-am gândit, ne dacă mai are sens să-l facem ca film, pentru că nu știam la început când o să se termine pandemia, dacă se mai deschid cinematografele vreodată, ne-am gândit să-l facem să fie straight for Netflix sau ceva de genul ăsta, sau serial în episoade, adică... Asta e altă discuție. Dintre toate filmele românești ieșite în ultima vreme, ăsta are cel mai mare potențial să se transforme în serial. Deci eu am în cap spin-off doar <laughs> cu Pompiliu. Posibil, care este conspiraționistul? Este Pompiliu mult mai conspiraționist în ăsta decât în primul? A, e e Cred că e mai conspiraționist, dar în același timp e mai așezat, e mai coerent. În primul era conspiraționist în toate părțile, adică orice conspirație o credea, adică chiar dacă erau o conspirație care se bat cap în cap. adică Și chiar ne gândeam uh, la un moment dat în pandemie, dacă facem, trebuia să și armonizăm cu pandemia, adică cu purtatul măștilor cu astea, și ne gândeam cum cum, cum ar vedea Pompiliu. Ar crede în, în conspirațiile că sunt mai mari care au vor să ne ucidă, sau, din contră, ar învinge hipocondria din el. Și cred că amândouă, de fapt, adică ar fi un om care ar crede în toate conspirațiile astea că totul e o făcături, dar ar purta două măști ca să fie sigur. Adică e genul ăla de om. Foarte bune. Eu n-am apucat să văd trailerul. Ați băgat în trailer aia cu căile ferate? <laughs> nu, aia nu cred. Aia este printre cele mai bune replici fanii, <laughs> dar nu le... Nu, le, nu, nu vreau să spui luesc. Alta chestie care mi-a să... plăcut la filmul ăsta este că Bobonete e absolut senzațional. Da, dar Bobonete e el acolo, nu e? Da. E mult meritul lui, a și improvizat acolo foarte mult. E o secvență în care el, e, el e, lucrează la o grapă de gunoi, un paznic la o grapă de gunoi și am zis că în timp ce ăștia se în groapa de gunoi după sticul ăla pe care l-au pierdut, el să stea pe, pe lângă ei și să-i țină de vorbă, să-i țină de ură și să vorbească despre mâncare. Așa mă gândeam că ar fi amuzant, bobonete, să vorbească despre mâncare în grapa de gunoi. Și a avut un monolog din asta pe care l-a mai coafat pe aici, pe acolo, dar a fost de la el. Adică... Da, nu, e senzațional acolo. Foarte bun. E foarte bună și intervenția lui Postelnicu, care da. are cumva mai mult să mă Eu așa am văzut, având legătură faptul că e polițist și în filmul ăsta. Și îl da. cheamă, îl cheamă tot Ilie. Ca, ca în oameni de treabă. În oameni de treabă nu îi se spune numele de familie, dar, mă când lucram cu postelnicul, repetam rolul, el și-a dat un nume de familie puică și atunci, în, în, două, în încă două lozuri, când se prezintă agentilie puică, zice că îl cheamă. Cum ai ajuns la oameni de treabă, la Angel Damian? Mie mi se pare că Angel Damian încă e foarte departe de ce ar putea să facă. Că are toate datele. Eu sunt fan lui Angel Damian, ca să-l lămurim. Uh, zic cum am ajuns. Uh, scenariul a venit la mine de la Radu Romaniuc uh, și el mi-a mi zis că atunci când a scris scenariul, s-a gândit la Angel Damian. Fără să știu lucrul ăsta, când am citit scenariul, m-am gândit la Angel Damian. Și atunci am zis, băi, Prea mare coincidența, și scenaristul, și regizor s-au gândit la Angel Damian când la personajul ăsta, fără să se vorbească între ei. Și nici nu au mai căutat, de fapt, n-am mai dat casting cred că, cu încă unul, unul sau doi actori pentru personajul respectiv, dar mi-a fost destul de clar de la început, adică fața bună, tipul, tipologia bună pentru el. Da, adică nu, nu am avut un dubiu acolo. La școală. Și un tip foarte, adică, ca seriozitate, fix genul de actor care îmi place, adică foarte foarte delicat și serios ca om care are doctorat în cinematografie, la școală, la unei ATC. Nu râde, nu râde, că e destul de important asta. Au toți profesorii <laughs> din un ATC au doctorat, adică nu înseamnă nimic să ai doctorat în un ATC. Adică... Eu tot zic asta, dar nu cred. <laughs> uh... de nu, pot decât să râd când zici că... Da, e funny, dar da, și spun. Adică nu l-am luat, că am vrut eu să fiu doctor. Am, -am luat Ce predai la unei ATC? Regie. Care e primul lucru pe care îl spui unei clase noi? Uh... Primul lucru pe care îl spun la studenți este să ia cu multă sare și piper tot ce le zic acolo. Adică să nu ia de-a gata ce le zic și că dacă ei vibrează în vreun fel cu ce zic, da, dacă nu, să treacă peste. Că nu există răspuns corect sau răspuns greșit. Perfectarea, este, ca să zic așa, compasului personal sau unei site logice, personale, prin care să treci toată informația asta, te interesează mai mult decât să le livrezi un tutorial de făcut film. Absolut. Un, un lucru care mă deranjează foarte tare la, la, noi, de exemplu, noi când avem examene, se strânge o comisie formată din toți profesorii de, de regie din școală. Și toți după aia dau, dau feedback, stai că am uitat să închid asta, toți după aia dau feedback și 90% din feedback-ul pe care îl aud e de tipul eu aș fi făcut așa, eu aș fi făcut așa. Eu nu mă interesează cum ar fi făcut ăla. Să facă el. Dar asta vine și din frustrarea că foarte mulți profesori din un ATC sunt regizori care nu profesează. Și atunci când văd un film, se gândesc cum ar fi făcut ei. Pe mine, ca profesor, mă interesează cum vrea studentul, ce film vrea el să-l facă și să încerc să-l ajut să-și ducă viziunea mai departe, chiar dacă nu-i pe gustul meu, chiar dacă eu n-aș face așa. Bă, dar funcționează treaba asta la regie, mă? Adică Oameni care nu s-a în câmpul muncii să fie foarte bun profesor. Trebuie. Ce pula mea, ca la școala lui Nic Boletieri, ăla din tenis. Adică, pe bune, nu-ți dă impresia asta? Nu știu, era Ști asta era o, o vorbă, că nu trebuie să fii bun practician ca să fii bun pedagog. Ceea ce, cumva e adevărat, dar cumva se și ascund foarte mulți în, în spatele acestei sintagme. E că nu e obligatoriu că dacă nu ai fost bun practician... punte în locul meu. Locul meu fiind acum de puștan cordi de 18 ani care vine la un ATC că a văzut două lozuri și a plăcut și a zis, a, sunt papul, vreau să fac și eu film. Ce morți mă nu fac eu film. Ha? Și vine și studiază cu regizorul lui Două Lozuri. Un film care lui a vorbit. Și cumva altfel te ascultă. Adică are sens ce zic eu aici? Când vii și cu background-ul ăsta, bă, stai așa un pic, că toată... tot borhotul ăsta teoretic, vorba vine borhot, că nu e borhot, mănâncă cat acum. Dar toată informația asta, cantitatea asta uriașă de informație teoretică, e susținută și de faptul că eu când am aplicat-o, a ieșit așa. Adică ție nu-ți se pare, uite, ca student la regie, ție nu-ți se pare sănătos te uiți la masterclass-uri, adică tu ai avut cu studenții discuții... Bă, vedeți că sunt niște băți care au Herzog, a făcut masterclass, Ron Howard a făcut um, masterclass. La noi, așa, ca, așa ca, să prezint un pic contextul, un profesor ia o clasă din anul 3 și îl duce 5 ani de zile, adică 3 ani de licență și 2 de master. Eu până acum am avut o singură generație din asta, acum sunt la anul 2 de master pe care am păstorit-o de la început. În rest eram asistent la alți, la alți profesori. Uh, și uh, generația asta a prins uh, și pandemia. Am făcut foarte mult online, adică 2 ani de zile au fost făc, uh, a fost. Făc, doi ani de zile de școală au fost făcuți în, uh, în online, și uh, în timpul ăsta, în care de fapt, cursurile erau așa la un nivel să, să subziste școala că nu puteai face nimic practic în perioada aia. Uh, Studenții s-au orientat automat singuri, s-au dus către cursuri din astea. Adică tu? Nu le-am dat ceva să văd, cred că, cred că au fost și unele pe care le-am trimis. Acum discutam de seriale, am trimis un masterclass foarte interesant de anul trecut de, de, despre seriale, adică dar noi nu, 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 nu ne uităm la masterclass-uri la școală, asta nu facem. Dar tu te uiți? Mă mai uit din când în când, da. În general... Ai uitat vreodată la vreun tutorial legat de făcutul de film pe YouTube? Păi pe YouTube mă uit în general, că nu, nu prea plătesc pentru asta, dar și pe YouTube unde sunt din astea mai vechi, masterclass-uri mai vechi, dar nu, nu tutoriale, masterclass-uri, oameni care vorbesc despre cum fac ei. Pentru că am văzut un making-of al filmului Roș, care mie mi-a plăcut extrem. La making-of-uri, da, uite, ne mai uităm la making of -uri. Mă foarte zis. E făcut de Ron Howard. Da. La tu... Ron, Howard e copilul de suflet al lui Spielberg. La, tu... la, tutoriale, în general, tutorialele sunt mai tehnice. Cum să folosești o cameră, cum să montezi nu știu ce. Asta nu, nu, nu nici nu-i treaba noastră la regie. Eu sunt total atehnic din punctul ăsta de vedere. Adică eu sunt, nu știu, să montez, nu știu, să filmez. Nu, nu mă pricep. Adică. Consoarta e mai tehnică decât tine? Păi ai... E idiopia. Idiopia, filmează, adică din punctul ăsta de vedere, da. Asta dar nici este pe, montaj, pe montaj, pe montaj niciunul. Adică eu, eu mai montez cât de cât, dar montez în iMovie din alea. Trag așa cadru după cadru, tai la ochi, adică nu știu premier, avid, final cut din astea, nu? Habar n -am. Da Vinci. Noi în Da Vinci lucrăm aici la Happy Fish, ca să fie clar. Că e free. Sunt toate la da. fel pentru mine. Da. Dar revenind... M-am la making of ul lui Rush, al lui Ron Howard, ăla cu Nicky Lauda și cu James Hunt, cu confruntarea dintre doi mari piloți de Formula 1. Și la making of Ron Howard spunea că 90% din tricurile vizuale care sunt din film le-a văzut și le-a învățat de pe YouTube, de la tot felul de copii care făceau cu iPhone, cu nu știu ce. Băi, și... Adevăr, când nici eu când vreau să fac ceva și nu știu, primul lucru, caut pe Google, nu? Adică... Caut pe Google sau întreb oameni care au mai făcut? Bă, cum se face asta, că nu știu. Da, revenind la, la, la chestia asta. Programa școlară nu este un pic depășită Au, leu, nu-mi zice. Deci, a, a, ai senzația că nimeni din școala aia nu e interesat ca studenții să învețe să facă film. Uh, e o instituție atât de. Uh, greu de reformat și de uh, urlit deci ești că ești profesor acolo. Da, mă rog, acum să mă dea afară. Ce să fac? Bă, am zis de seama. <laughs> Cum ar fi? Uh, dar și știu lucrurile astea. Adică deci toată lumea știe că trebuie schimbate. Dar nu se poate, nimic nu se poate face. Pentru că programa este făcută în așa fel încât să armonizeze toate departamentele școlii și uh, nu doar regia. Imaginea vrea, departamentul de imagine vor să facă nu știu ce curs, nu curs, să aibă în anul 3 să facă filmul de platou. Și din cauza asta toți regizorii trebuie să facă filme de platou. Dar nu se face niciun film de platou în regimul în care trebuie să fie făcut un film de platou. Un film de platou ar trebui să fie, uite, eu regizor am viziunea asta și construiesc decorul ca să fac ca să fac conform viziunii mele, nu? Uh, ei filmează în decor, în platou construit, cam cum ar filma într-o locație găsită. Cum îl găsesc, îl mai, mai vopsesc cu galben, cu verde, cu nu știu ce și pun camera în ce colț găsesc liber să pună camera și îl luminează ca pe orice spațiu de... Uh, din, ca pe orice apartament cu niște proiectare din astea pe LED care consumă puțin și dau puțină lumină. Adică în loc să te profiți de faptul că e platou și să faci acolo, să pictezi cu lumină cum ar trebui ei fac, filmează în platou ca și cum ar filma într-o locație. Adică e un exercițiu total degeaba, e o chinuială pentru toți studenții și nu se renunță la tipul ăsta de, de, exercițiu. Da, legat de referințele, strict de referințele culturale. Adică am văzut la un moment dat, vorbeam cu o fată care cred că și regie. Cred că tocmai a terminat master acum. Și mă uitam pe lista de filme care trebuiau văzute. Se schimbă în fiecare an. Se schimbă. Bă, dar la un moment dat nu era, cred că, cel mai nou film de pe lista aia, dacă nu mă înșel, era ăla lui Aronofsky. Ăla de The no, ăă. Nu, da. Era bine dacă era de da. Era The restler, la în ultimii ani, cred că l-am văzut. L-au băgat? Ăla o, cu Michirur. Cu Mikirur, da. da. Cred că ăla sau... Ăla cu Black Swan, cred că era, dar au filme despre, adică mai sunt filme Black 2000. Black swan e tot Aronofsky, dar cu Natalie Portman. Da, da. Adică sunt și filme 2010, 2020, pe acolo sunt. Da. pe listă din câte știu. Dar majoritatea sunt filme din astea clasice, adică mm. Hitchcock, Truffaut, nu, nu Godar, se... că nu mai e, că Godar e destul de complicat pentru... Pe de altă parte, uite, și asta e o discuție pe care am avut-o, că și eu când am dat admitere la facultate, era o listă numai cu greuceni din ăștia, cu schi la sfârșit, Tarkovski, Chișlovski, toți ăștia erau. Ceea ce pentru un student, nu student, un copil, că de eram copil ani. care la 18 ani dădeam admitere la facultate, era foarte greu să să înțeleg. Și mă gândeam, bă, dar de ce nu schimbăm, uite, o să mutăm, dacă tot avem masterul acum. În, an, în, în anul întâi intră 20 de studenți, adică oricum nu o să facă toți cinema. Adică de ce să le cer la toți greuceni din ăștia la admitere? Am putea simplifica lista de admitere pentru o licență și la master cine vrea să facă cinema din ăsta de înaltă artă și trebuie să-i vadă pe toți greucenii ăștia, să, să, să îi punem acolo. Mai ales că toți care intră în facultate, după ce intră în facultate, nu se mai uită la filmele astea. Adică atât, atâta li se bagă pe, pe nas în perioada de pregătire filme grele, că după aia nu se mai uită la ele. Așa, dacă am cerere la master, poate că i-am motivat să se uite în timpul facultății când au mintea un pic mai pregătită să vadă Tarkovski Ai și... La 18 ani... Vezi, Asta vezi Ingmar Berban sau mai știu eu da, ce da, eu n-am zis nimic atunci, atunci când, când le-am văzut prima dată adică să mă ierte Dumnezeu Am m -a bătut bunica mea la cap cu persoana să-mi bag pula persoana <laughs> și am văzut persoana la 18 ani sau la cât dracu 17 tot așa n am zis blanc nimic. A mi s-a zis că e un film mare am zis ok am căuta să citesc despre el, să înțeleg, că să mă, mă întreabă ăștia la admite că și cu filmul ăla și să nu spun o prostie. Dar na, nu, n-am, -am înțeles. Și astăzi zic că lucrurile trebuie să, se zic schimbe. Că se văd nu... la s-ar fi lipit de mine că îmi plăceau căpșunile foarte mult <sus> <sus> și la 18 ani îmi plăceau căpșunile și <sus> <shus> era cu șah așa, mai înțelegeam nu că mai că tot de atunci nu mai țin. E secvența cu cavalerul care să întâlnește cu țărani și dau țărani căpșuni în lapte. De nu, o de complet. nu contează. Uh, revenind, da, domnule, programa, programa asta școlară, ca zic așa. Da, ar trebui și eu zic ar trebui schimbată, mai ales că uh, s-a făcut modificarea asta de la cum era înainte 4 ani de facultate, acum sunt 3 de licență, 2 de, de master și. Uh, nu s-a ținut cont de faptul că s-a mai inventat un an și, și între timp s-au mai schimbat și vremurile, și că acum cei care intră în anul 3 sunt mult mai uh, alfabetizați vizual decât eram noi. Păi eu prima dată când am pus mâna pe o cameră de filmat a fost după ce am intrat la facultate. Că nu aveam cameră de filmat acasă, nu aveam telefon care să filmeze. M Ați copii de 12 ani care fac filme mult mai coerente decât am făcut eu în anul 3 de facultate. Adică, în anul întâi, de fapt, mi-aduc aminte, primul meu film, primul meu film este cel mai incoerent film cu putință, adică eu nu știam cum se face film, că nici tutoriale pe YouTube nu aveam în 2002-2003. Eu credeam că dacă filmul e decupat în cadre de 3-4 secunde, eu credeam că atâta se filmează, 3-4 secunde. Dacă trebuia să filmez cum personajul ia sticla asta de apă și o duce la gură, filmam atât, motor, acțiune, stop! Și montam câte două, trei, câte două, trei secunde, așa, unul după altul, ceva ce nu se, era de neprivit. Adică deci nivelul de uh, alfabetizare al studenților care vin acum e mult mai mare decât era cu 20 de ani. În condițiile în care uh, școala nu mai durează 4, durează 5 ani. E clar că trebuie adaptată și structura școl școlară, pe universitară, pe uh, vremurile noastre și pe... Uh, Asta a lăsat și asta comportamentul că... abuziv mai sus menționat în acest podcast. Da. Da. Hai să ne întoarcem la tine, la treaba asta cu regie. Că e foarte greu. Băi, stăteam, îmi vine minte, eu, eu un vlogger foarte bun de cinema, Patrick H. Williams, Bă, uit. care îmi place foarte mult și are un episod care se numește Anatomia unui sequel și sunt... Să discută despre sequelurile perfecte, paradoxal două dintre ele aparțin lui James Cameron, dar asta e altă discuție. Terminator 2 și Aliens, că nu. Ah, ok. M-a speriat un pic. Așa, ce la... Nu știu, mă gândeam luze. poate și Avatar sau nu știu. Nu, Avatar, bum, mi-a deci, plăcut Eu n-am văzut Avatar, de, nu, glumesc, glumesc, n-am văzut Avatar, dar uh, l-a văzut nevastea mea și a zis că e Chiar e mișto. Da, te piși pe tine, adică e super convingător, pe de altă parte, adâncimea filozofică e, adică... Din Pocahontas. Păi așa a fost prima așa și al doilea și așa, adică să placă și la adulți, să placă și la copii, să aibă și ceva moralizator, să fie și un pic fan și niți ca acțiune. Este na, ce să zic. Dintre filmele de la Oscar din ultima vreme, care ți-a atras atenția cel mai mult? Zim că sunt filmele la Oscar din ultima vreme, că... Uh, Parazit ar fi unul dintre ele. mi-a plăcut foarte mult. Everything, everywhere, all at the same time. M-a amuzat. M-a amuzat, nu -a -a părut amuzat foarte enjoyable. Dar nu mi se pare un mare film din ăla wow de să facă istorie, dar m-a amuzat. A fost enjoyable când m-am uitat. Ca și Bergman. Ca și Bergman. Nici Bergman mi s-a părut un mare film. Și Bergman a luat Oscar. Film ok. Film bun da, mie, mi se pare că filmele astea care au valoare intrinsecă reală așa, sunt un pic trecute pe planul 2. Băi, Parazite e un film foarte bun. Uite, luăm exemplu Parazite. Dar nu e printre cele mai bune filme ale regizorului ăla. Că la un regizor... El e un regizor senzațional, ăla cu monstru, ăla cum se cheamă... O host. O host. Ăla e, e o, capodoperă. Ăla este... Ala este Godzilla-ul asiat. Da, Godzilla eu, eu... cu mult mai multe sensuri și feluri de interpretare. Adică, Ăla este printre cele mai bune filme cu monștri pe care, dacă nu cel mai Cel mai, mai bun. bun, da, ce zic. The Cred că e cel mai bun. El nu-l are și ăla cu Vampirul, cu Popa Vampir, nu total lui e. Nu, nu știu. Care nu. este extraordinar. Ia uite ce am uitat, nu de Let Write. In... Thirst. Nu știu. Ters, nu, nu, e știu. tot lui, tot cu uh, actorul din Parasite, din rolul principal în Parasite, doar că e un popă uh, care e mușcat de un vampir, mă rog, și devine vampir. Nu cred că, că l-am văzut, nu. Tot, ăla, este un regizor care, plus că, uh, stai așa, Memories of a Murder, nu e tot al lui? Habag, nu, tu ești IMDB-ul... IMDB-ul meu, păi da. e posibil Memory of a Murder ăsta care din 2002, asta știu sigur. E posibil că ăla să fie cel mai tare crime procedural film pe care l-am văzut vreodată în contextul în care mă gândesc și la Zodiacul lui Fincher și mă gândesc și la, și la tăcerea meilor. Cu toate astea, ăsta mi se pare mai bun decât alea. Da, De zic că Ăla e un Oscar care a venit pentru un film foarte bine făcut și cumva pe rețetă de Oscar, doar că regizor, dacă era un regizor care să fie în afara Americii, care să fi meritat Oscar, e ăla la e la el era el, regizor. Probabil, da, nu știu, adică la, la, Oscar votează, nu știu câți, 5.000 de membri sau cât are da, Academia, da. 4-5.000, 3.000, nu știu exact, uh, și se votează, sunt, sunt premii de popularitate, până la urmă. Adică, când votează atâția oameni, câștigă cine e mai popular. Am avut și noi vreun film românesc aproape de nominalizare la cel mai bun film străin, că știu că se tot Ei, Colectiv a fost nominalizat. Da. Deci, colectiv a fost nominalizat. A documentar. A documentar și la cel mai bun film străin. Da. În același an a avut două nominalizări. na, Nu cred că a avut șanse atunci că a fost un film nu mai Octopus Teacher ăla a câștigat? Nu mai țin minte, dar știu că era un film care era clar favorit la, la film străin și atunci avea... Era clar că la film străin avea mari șanse, dar la documentar avea șanse colectiv să și câștige. Da, nu mai știu ce a fost în anul ăla, dar știu că a fost, oricum a fost puternic, a fost anul ăla de dinainte să fie anul slab de Oscarul și după aia da, a fost și în pandemie, parcă... Da, da, da. S-a da. dat și palmă și după aia n-a mai vorbit nimeni de filme, s-a vorbit de palmă. Da. Asta e cu tot o altă discuție. Hai să ne întoarcem un pic la tine. Ai făcut două lozuri. După două lozuri, ai făcut un film. Eu am fost la avantpremieră, că am stat și am și vorbit. Care mi s-a părut foarte drăguț. Prima mișcare greșită de marketing a fost că l-ați lansat în aceea zi cu filmul lui Radu Jude. Știi că a fost avam premiera a fost în aceea zi cu nu mă interesează dacă o să mergem în istorie. O să da, uite, nu mi-aduc -am aminte. Că și și, 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 acum tot în aceeași zi cu Radu Jude. Adică ăsta... Încă două lozuri se lansează în aceeași zi cu ăsta nou al lui Jude, cu Ilinca Manolache, cu Sfârșitul Lumii, cum se cheamă? Mistin, nu Mistin, cum se cheamă? Nu te aștepta prea mult de la sfârșitul lumii. Da, 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 da. da. Ăsta cu snapchat ca să... Da, Filmul da. cu snapchat al lui Radu Jude a făcut film istoric și acum cu Snapchat. Da, nu, uite, nu mi am aminte că s-a lansat în același timp cu... Da, mă, știu că am făcut uh, am făcut gluma, am făcut între titlul tău de film și titlul... Bă, Radu cum este David. indiferent atunci? A... da, 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 da. 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 Nu știu, te referi la povestea lui Pierre de Vară, cred, nu? Da. Că era în 2018. Uh, da, mă nu erau. erau publicuri diferite, totuși. povestea lui Pierre de Vară, film ușurel, comedioară. Este cel mai Woody în film românesc pe <laughs> care l-am văzut vreodată. Uh, eram în perioada în care îmi plăcea foarte mult Woody Allen. Dar da, e, e, un, e un film care, na, din păcate, uh, n-a decolat așa la, la public, deși a mers bine după aia în, în, pe streaming. În sensul că nu, nu, nu e o comedie romantică pe rețetă și atunci cine vrea să vadă o comedie romantică pe rețetă era dezamăgit. Cine vrea să vadă un film mai elitist, iar era dezamăgit, că e un film ușurel. Și atunci era un film care se scăldea așa între ape, și nu a avut. Nu ai făcut filme elitiste. O chestie care îmi place foarte mult la tine. Care Am făcut unul, e... un, un scurtmetraj. Am făcut un scurtmetraj în 2012 care era destul de pretențios, așa. Nu cred că l-ai văzut. E cu un monstru. Nu l-am văzut. Uite, să-ți-l trimit. E cu un Ia pescar, să... se cheamă Orizon, se cheamă. Un pescar care stă singur într-o zonă care pare a fi delta, dar nu era în delta și merge, iese la pescuit, singur cu barca lui în largul mării și se aude trosc la el în, în, în barcă, ceva încearcă să fugă, nu știu ce și în fiecare zi se întâlnește cu acest monstru marin care îl atacă și la un moment dat se răstoarnă barca, îl trage monstrul la fundul apei Până acum n-ai văzut monstru, dar după ce se liniște și te tot vezi monstru, așa cum sare din apă și se termină film. Este acest Captain Ahab fără buget. Este... Păi ce buget am avut de CGI, mă, a fost greu. De făcut. și a fost și independent zice, făcut. La un moment dat zice pescarul respectiv o să am nevoie de o barcă mai mare. <laughs> Asta e fără replică. Nu are nicio replică tot filmul, e pe tăcere. Știi că Spielberg n-a scris replica aia, vine de la actor. Cea mai celebră replică din. Din jos, da? Da. Need a Bigger Boat. Nu era în scenariu. Nu era. Tag. Spielberg s-a și supărat. <laughs> Atunci, bă, ce tare uiți la Making Goffs. Um... Revenind, este absolut încântător Jurnalul unui pierdevar. Băi, un film atât de smooth, și vorbeam cu cineva despre tine ca regizor și mi-a zis, bă, descrie l pe Paul Neguescu ca regizor. Zic, bă, de ce îmi place mie Paul Neguescu foarte mult? Este că nu se complică. Mai mult decât e cazul. Nu dă ochii peste cap. Nu are pretenții nici de la tine ca public, dar nici de la el ca regizor. Eu fac filmele pe care mi-a plăcea mie să le văd. Și adică și nu cu banii pe care i-am. Și cu banii pe care i-am, exact. Și, și nu, nu, fac filme că nu vreau la festival. Am mers în festivaluri când eram, imediat ce eram student. Și când eram student. Dar am fost la toate festivalurile astea, Max, ca în Berlin, Veneția. Am fost, am văzut Care cum e? e cel mai tare festival la care ai fost? Unul dintre festivalurile mele preferate e Sarajevo. Eram. sigur. Că e o atmosferă foarte faină, e un oraș foarte fain. Uh, și Tifu îmi place foarte mult. Care e cel mai surprinzător film pe care l-ai văzut la vreun festival vreodată? Te-a luat de coaia, de n-ai știut ce te lovește. Ai avut ce? Nu ce mai zi? țin minte. Uh... Deci eu mi-aduc aminte uh, de mult de tot. Am văzut uh, Dulevan de Living al lui Royan L-am văzut la Rotterdam cu subtitrare în olandeză. Deci filme în suedeză, cu subtitrare în olandeză. Și tot te-a spart. Deci am, am zis, băi, că, că, nu știam, că, că m am din greșeală am intrat, că eram că e subtitrat în engleză, am văzut că nu are subtitrare în engleză. Am zis, ce fac, mă ridic, plec, deranjez lumea, hai, mai stau un pic și m-a prins. Vande are senzaționala secvență cu ăla căruia tocmai ars magazinul, se întoarce metrou și începe să cânte. Nu a e, nu, a ala ala e. lui Wagner, toată lumea din metru, e celălalt Nu e, nu e. Primul e. film al lui e Songs from the Second, Second Floor, Floor. exact. Al doilea e Dulevane. Dulevan și al treilea e ăla, Pigeon set on... Pigeon ala... sitting on a tree reflecting on life. ăla, da. Ăla care e cu Napoleon, care Explice, se duce exact. la... Exact. Ăsta e Dulevane, e ăla cu ăla care trage fața de masă să mă visează el că trebuie și apoi este este senzațională, sigur. E unul dintre filmele preferate. Asta zic, am stat atunci și m-a prins filmul, n-am înțeles ce vorbeau. Nu, știam despre ce, dar a, a, fost atât de mișto. Zona de umor vizual pe care o are Roy Anderson, care, uite, Roy Anderson este un regizor care vine din reclame. El a făcut foarte multe reclame. Da, și -mi fac de mișto reclamele lor. E, adică... Ale ar trebui predate dacă... Uite, le-am arătat, am, agatat, le -am la școală de mai multe Da, tu ai văzut uh, reclamele pe care le-a făcut el la Partidul Socialist din Suedia? Alea sunt foarte tare. Alea da. la asigurări da. sunt. La asigurări le știu, da? Alea la loto sunt foarte tare. Și alea la loto. <laughs> de se așează pe telecomandă. Cu moșul, da. 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 Foarte bun. Voi Roy Anderson da, e ceva... Are, are tipul ăsta de umor total uh, dement care îmi place și mie foarte mult uh, și mă uitam la making-of-urile pentru că e foarte interesant cum face el filmele. Adică apropo de ce vorbeam mai devreme de cum se fac filmele în platou, păi omul pune camera de filmat, construiește miza în scenă și apoi construiește decorul în jurul miza în scene. Adică uh, la el tot ce vezi, inclusiv cadrele de exterior sunt filmate în decor. Nu e CGI, e decor pictat din asta, în, în, perspectivă, cu machete, cu. Dacă, dacă, te miști un pic mai la stânga, așa, se, dă, se, dau planurile peste cap și nu mai seamănă a realitate. Mate painting, matte painting. Sau așa. așa. Paralaxul uh, făcut. Exact, e camera zis. fixă și practic pictează cu decorul. E foarte interesant să te uiți la making of lui și are un, în Dulevand o servență în care oprește un tramvai, care e în platou, au adus un tramvai, ceață, adică nu se văd marginile cadrului foarte bine și din tramvai încep să coboare mii de și mii de oameni. Și nu se mai termină. Zic, tot coboară. Și de fapt oamenii ieșeau din tramvai, mergeau în spatele decorului și intrau din nou în tramvai prin altă parte și erau 50 de oameni care se tot învârteau acolo să pară că sunt mii de oameni. Foarte, foarte mișto. Un dulevan de ăla cu bătrâna care ține în lăsă câinele mor da, da, trage, trage, câinele mor după ea în lăsă. <laughs> băi, este Roy Anderson, e un cu totul alt univers. El are patru filme, știi că am mai scos unul acum, care am Cred că a, f -a, f a scos și pe al cincelea, cred. Nu sunt sigur. Deci, Songs from the Second Floor, Dule, Van de... A Pigeon Sitting on a Tree Și am mai scos după aia, da. Și am Cel mai puțin unul. Unu cel puțin unul, da. Ăla în care povestește despre fostului coleg de bancă, ca așa începe cu... Nu l-am văzut pe ultimul. Da, l-am văzut. Cred. Asta voiam să întrebare, patru sau cinci? Nu știu, Roy Anderson este, uite, că mai vine o recomandare nouă. Roy Anderson e genul ăla de regizor care, Denis, care nu neapărat e mare fan filme, dar îi plac comediile și se uită la... Adică când un film e bun îți dă seama. E genul e de umor din ăla retardat de ți ia o secundă să-ți dai seama la ce... stai un pic la ce mă uit, dar odată ce te-a e delicios. E absolut senzațional. Da. Uh, uite lui Denis, spre exemplu, i-am arătat ran al lui Curoțaua și s-a căcat pe el. Adică a în primul rând, la spart, cât de tare poate fi imaginea pe peliculă. E tot o copie bună, înseamnă. <laughs> da, eu, uite, în eu, de exemplu, că... eu am o problemă acum. Mi-e foarte greu să mai văd filme din astea clasice vechi, pentru că mi s-a obișnuit ochiul să, și urechea să văd și să aud bine și mă deranjează când e copia pe asta, dacă poți sincroni pe asta. Adică Bun, îmi face o chestie absolut senzațională. Am văzut un remake la ăla din 51 pic cu Robert Mitchum, de Night of the Hunter. Știi că la un regizor care a făcut doar filmul ăla și după aia și-a și, și bombui la vremea. Dar filmul că... este absolut senzațional cu Mitchum, pușcăriașul a. care se dă popă, care are tatuat pe mână love și hate. E senzație e filmul la Night of the Hunter. E extraordinar. E, oricum e dramă și expiriană, dar făcută în vestul sălbatic, ca să zic așa. E senzație filmul ăla. Și am văzut remasterul făcut de criteriu. Criteriu îmi face o treabă absolut grozavă acum. Am văzut toate remasterurile astea digitale ale lor. Și cred că cel mai bun Remaster l-am văzut în 2019 la Alien, care împlinise 79 2019, cât 30 de ani? 40? 40. 40. Împlinise 40 de ani și ediția de 40 de ani la Alien. Reetalonat totul făcut, telecine au făcut din nou după pelicula aia. Da, așa da, absolut. R. Dar foarte multe filme care sunt în copii proaste, mi-e foarte greu să le văd. Uite adică... ce film care mare capodoperă clasică revăzut te-a enervat. Care m-a enervat? Din cauza copiii proaste. Ah, a, din cauza copiii proaste? Ah, bun. Nu știu. Da, așa ți s-a recomandat un film ca a fi mare capodoperă și universal acceptată film pe care când l-ai văzut efectiv te-a enervat. Da. Ăsta... Sex, drugs and videotapes. Primul al lui Sodenberg, Ăla da. din 89, cu care a luat și canul. A luat da. și canul, așa. What the... Sex lies. Sex lies în video, spac, da. Așa. așa. Stai, cum nu ți-a plăcut ăla? Vezi că ăla e foarte tare, de fapt. Păi e tare, dar nu, mă așteptam la mult mai mult. Probabil că iar așteptările erau foarte mari, dar când l-am văzut, am zis... Na, e, mi s-a părut jucat așa... Gros. gros. Un pic. Gândește că e debut, adică. Da, da, nu, pe un debut, e ok, dar. Uh, aș... iar așteptările pe care le aveam de la Suderber erau altele, nu știam la ce să mă aștept și când am văzut jocul ăla așa un pic de TV, așa, că mai ales în perioada aia. poate e, poate era intenționat, nu, nu... E intenționat, că e în videotapes. E era... în videotapes, dar, dar... Nu, e, 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 e un pic telenovela, adică ca actorie, cel puțin. Tu ai văzut filmul ăla lui care la un moment dat era... E de prin 96 sau 97, care la un moment dat era... Chiar free pe YouTube, se numește ceva cu absurd distan, absurd, da, nu știu, o chestie de asta. Este dement complet filmul ăla. Steven Sodenberg e unul dintre cei mai buni regizori și care au fost și pe zona asta de independență, care după aia când a făcut chestii comerciale, le-a făcut dar rupt, adică Ocean's Eleven și da, acesta, da, da, da toată seria da, da. sunt ale lui. Și normal, adică... Dar făcut tocmai solaris -ul. de asta Tocmai de -aia am fost dezamăgit atunci, mă așteptam la altceva, dar asta e când ai așteptările sus și, și, și nu, filmul nu livrează conform așteptările. Apropo de regizor care... asta, asta a, a fost, că tot ziceam de două luze, asta a fost de fapt succesul pe care l-a avut Dolus din cauza asta l-a avut, pentru că oamenii aveau așteptările foarte diferite de față de ce a fost. Acum la încă două lozuri, nu se simte același vibe pe care îl simțeam cu publicul care iese de la film pentru că lumea se așteaptă la ceva mult mai aproape de ce este cu adevărat. Și atunci poziționarea ta ca regizor care e, mai ales când vine ideea asta de sequel, de continuare? le-ai dat ce au vrut să vadă doar că mai mare mai fan și mai odată ce establishmentul establishment nu ți-a fost mai ușor băi a fost să foarte -a. greu să, să decid care e doza asta de um, că de fapt trebuie să împaci de fapt două direcții o, o, o direcție de familiaritate pe care trebuie să o aibă spectatorul cu povestea cu ce se întâmplă că dacă te îndepărtezi prea mult după aia zice a păi, nu mai e filmul ăla și doza de noutate pe care trebuie să o aducă ca să nu fie același film deci trebuie să împaci cumva astea două direcții. Și uh, foarte multe sequel-uri uh, suferă cumva din, uh, de păcatul ăsta, că au încercat să facă prea altfel, prea diferit, prea sau să forțeze același plot într-o cheie mult prea grosolană. Adică, de obicei, sunt din ce în ce mai trase de păr. Și uh, atunci am zis că hai să tratăm cumva filmul ăsta ca și când Uh, e episodul 2 uh, de, pe care îl facem la un serial după un pilot. A fost pilotul care a fost apreciat și acum facem episodul 2. Adică nu încercăm să facem acum să brusc apar extraterestri sau nu știu, habar n-am o nebunie din asta ca să luăm ochii, să ridicăm ștacheta mult mai sus decât uh, decât primul film. da, ar apărea extraterestri în două locuri, <laughs> care personajul care trebuie să întâlnească cu ei? Din el, clar. Din el, Boguță. Văd să e. El a fost... Nu lași pe Pompiliu. Nu, pompilul nu... Pompilul e la care... Ultimul se întâlnească cu extraterestre. Dar din el Din el nici măcar nu și-ar da seama că se extraterestrește. Adică... E, e, personajul lui din el e un personaj care este, mi-am dat seama anul ăsta abia, că este plagiat grosolan după Stan din Stan și Bran, că e tâmpițel e un simplu, bun la suflet adică ți-e milă de el, dar el este De ce afară se numește Oliver Hardy și la noi se numește Stan și, Stan și Bran? Bran? Știi și eu m-am întrebat de multe ori, dar Că e Stan rar... Laurel și Oliver Hardy? C că e Stan Stan da? Stan e, dar, Bra dar Bran e, cred că e că ca să rimeze, ca să fie pic și poc, stan și bran, adică lolec și bolec, Un popular prinde mai bine așa, nu știu de unde au scos bran, stan și bulă și strul, adică toate astea rimează într-un fel și... Prietenul nu e vreo alu bulă, mă. tu îți dai seama ce forward thinking, că e de la ștrul. De la ștrul, și... de exact, na. Da, tu îți dai seama cât de înaintea vremurilor noastre am fost noi dar în ideea de incluziune în i-am făcut un prieten evreu o bulă. <laughs> Pentru că erau și multe bancuri cu evrei, cred că și de aia. Că erau cu multe bulă, ba bancuri, da, era, itic și ștrul, ițic, și ștrul, bulă și, și strul, bulă și ștrul, da. <laughs> Pentru că bulă și mahomedulă nu... <laughs> <laughs> da. <laughs> Freaking help. Uh, hai să ne întoarcem la, la sequel. Da, exact. și așa ne-am gândit să-l facem ca, ca și când ar fi episodul 2, adică să nu ridicăm ștacheta mai prea mult. Cumva să. să am mers mai mult pe ideea de familiaritate, adică oamenii să, să zică ok, am prins ideea din primul, acum ne uităm la ceva asemănător, spus un pic altfel. Foarte, e foarte puțin diferit de primul, la nivel stilistic, adică dacă în primul am avut numai cadre fixe. În, în asta ăsta mai avem câteva rafuri din astea bruște, așa? Asa mai sunt. Sunt câteva. Nu știu, 5, 6, 7, habar nu le-am numărat, dar în primul nu era niciunul. Cum a fost discuția cu Andreesc? Cum, uh... fost, ce? Că a fost, era ce? Stai. A fost, e un moment, la un moment dat, când pică curentul, și, este uh, literalmente filmat în. Uh, și am filmat la știri la, Și am zis că ar fi amuzant să pice curentul La știri la ESCA Când dă o știre bombă Și uh, Din cauza că Bucur care e în pro Că uh, filmează okay. așa Prin Bucur și a vorbit cu ESCA Care a fost on board că Why not? Și cool. She's very uh. cool. Și uh, ne-am dus acolo, am scris textul ce trebuie să zică și în timp ce zice că alegeri, în alegerile din rezultatele alegerilor din Rusia, președintele Putin, a, pf, cade curentul fix atunci. De ce dai spoiler alert la propriul tău film? Adică? <laughs> Asta e o ceacă mică, adică e o ceoacă mică într-o ceacă într mai mare care ar fi spoiler, dacă aș spune dar e mai am... Adică nu, 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 nu spun niciun rău... Nu, nu ai nimic la întâmplare din scenariu, asta mi-a plăcut, adică totul are o motivație. Și repet, ca să închei descrierea ta ca regizor, uh, reușești să faci într-o formă foarte coerentă și dezirabilă pentru orice om căruia îi place filmul sau nu, că asta este... Asta mi se pare foarte. Niște idei foarte simple pe care nu le complici foarte mult, în schimb le dai adâncime pentru că le dai și atenție ideilor lor foarte simple și le dai atenția cuvenită. Mulțumesc foarte mult! <lipă> nu știu, nu m-am gândit. E nu, așa e. Hai să luăm toate filmele tale. Toate da. filmele tale așa sunt. De la primul care, trebuie să recunosc pe mine, nu m-a convins. Al doilea care a fost ăsta, două, două lozuri. Două. Al treilea mi-a plăcut foarte mult. Pierde da? Da, jurnalul nu-mi pierde vara. Al, al, treilea mi-a plăcut foarte mult pentru că am înțeles exact intenția. Și am nu m-am uitat cu mai multe pretenții decât ai vrut tu să ai de la mine ca spectator. adică la filmul meu mi s-a părut amuzant să fac filmul despre un, un, tip care vrea să fie mai bun și uh, eșuează. Și Cumva are senzația că a progresat, dar de fapt rămâne la fel de prost. Pe lângă faptul că am empatizat cu personajul principal, Adică. Da. E, am și zis în seara aia după film, am spus. Bă, am impresia, e genul de film la care am impresia că mai avut consultanță. Bă. <laughs> după care a venit, după o pauză, în care noi am vorbit și mi-ai zis de. Uh, bă, fac continuare la două lozuri, și după aia apare oameni de treabă. Da. Și eram așa. În care l-ai luat pe postelnicul, l-ai prins in his prime. Deci l-ai prins pe Am prins pe Dumnezeu de picioare adică... Bă, recunoaște nu, nu e și -a -a... același film cu alt actor. Nu e Bă, recunoaște că a avut mare noroc că l-ai prins pe ăsta cu da, am făcut un an, un an casting și nu eram mulțumit de ce variante aveam. Adică aveam niște variante, dar era alt film cu totul. Și... să uh, zicem în ce variante? Acum că a trecut, că s-a dus, adică uh, uh, alte variante la Iulian Postelnicu pentru oameni de treabă ar fi Adică fost. majoritatea nu erau neapărat nume cunoscute. Un singur nume cunoscut era era la Manole, mă gândisem la un moment dat. Am la Marius Manole? Manole. Uh, și pentru că nu făcuse film și mă gândeam că ar fi interesant să-l vedem în uh, O să zic o film? chestie pentru care să mă urască inclusiv Marius Manole și alți oameni care îl fac pe el. Manole nu este pentru film. Mulți zic chestia asta, eu nu știu, am avut, am, avut, uh, am dat probă cu el, mi s-a părut foarte ok în, în, în probă. Uh, ce, uh, bun, era alt, altul filmul, dar uh, mi se pare că se potrivea cu personajul, singura chestie care nu a funcționat pentru mine, nu are nicio legătură cu, cu actorul Marius Manolo, ci are legătură cu omul Marius manolo care în același timp trebuia să, trebuia să facă și teatru și uh, um, persoană publică sau ce face el, făcea el în perioada aia, că făcea pe Instagram, pe Abagnam, adică avea foarte multă activitate, nu se putea dedica proiectului așa cum s-a dedicat, de exemplu, Iulian. Pe Iulian, din clipa în care a luat castingul până la filmare, numai despre rolul ăsta s-a preocupat. Da, așa e. Adică, Îl sun pe Iulian, nu-ți răspunde și te sună peste două săptămâni și ce? mai sunat, i-a zis, ce să? Da. Adică uh, M M Manole în timpul ăsta făcea trei spectacole unul după altul. Adică te interesează un actor care se dedice rolului ăsta sau un actor care să fie rodat, să aibă rodaj mult? Mă interesează un, 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 actor care atunci când facem filmul să fie băgat cu totul în filmul ăsta. Dacă vine cineva care se potrivește foarte bine pe ce ai scris, chiar dacă e rol principal, dar nu e actor, da, nu tu să fi actor. Ce în Un două sunt jumate nu sunt actori. Uh, bun, trebuie să aibă nu talent, dar măcar așa o, o naturalețe în fața camerei. că adică asta nu are toată lumea. Uh, sunt oameni mai înzestrați din punctul ăsta de vedere, mai relaxați în fața camerei, alții care nu poți să joace oricât de mișto ar fi ca, nu știu, poate ca personaj, personaj ca față, ca, ca adică de mult ori mi-am dorit, mi-aș dori ca el să joace și nu se putea. deci n-am o că nu e actor, nu am treaba asta, nu trebuie să ai școală de actorie ca să fii actor bun. Să te potrivești într-un rol anume, adică, uite, Digudai, de exemplu, ce personaje face. Da. N-ai putea să un actor să joace ce face Digu Nu. Și atunci, bineînțeles că vine întrebarea, eu genul ăla de idiot care când scoți un film nou întreabă și făcând următorul film. Și atunci, păi, dacă tot s-a făcut sigur, <gânt> trilogie? Am zis, hai să vedem cum merge filmul ăsta, în primul rând dacă își recuperează banii investiți. Uh, și Contează foarte mult dacă, e, dacă filmul va, va funcționa, va merge bine la spectatori, atunci voi, voi fi și -o motivat altfel să mă gândesc la o continuare. M-am gândit la chestia asta, m-am gândit deja cum ar fi următorul două lozuri. Următorul două lozuri l-aș face, face să fie nu Sequel, ci Prequel, cu ei trei personaje copii. Bă, mi zis asta și sens că nu e sănătos la cap. Da, aș face cu ei pe la 14-15 ani, rupți în cur în anii... În 1990, imediat după Revoluție, în care lumea aia nu știi ce cu ea, tot așa cum încearcă să se îmbogățească dintr Este din un lucru. calvar de producție. Absolut, dar așa, dacă mă întreb, eu zic că asta acolo mă duce gândul. Ăsta are legătură cu celălalt proiect al lui la care mi-ai zis erai și semi-bad, așa un pic. dar mi-a zis bă, o să o rău, e posibil să mă îngrop singur. De ce, Paul, fac film cu copii și cu animale? Următorul, da, deci următorul pe care îl fac n-are legătură două lozuri. Aștept să termin acum cu lansarea filmului să intru în el, dar am fost deja în prospecții și e un film cu copii, dar nu e genul de film, adică nu cred că e un film care o să pe magle public, adică în sensul că nu o să fie atractiv ca poveste pentru magle public, altfel, ca emoție, eu cred că o să funcționeze foarte bine la public, dar nu cred că publicul o să fie interesat să meargă, să plătească bilet să vadă filmul ăsta. Dar cred tu ai văzut filmul lui Jonah Hill? Uh, la la cu copii? Care din ele? Mid-90s? Nu. Jonah Hill, actorul, nu? Jonah Hill, actorul, are un film făcut acum vreo patru ani. avem un film ce? care Gizor făcut? Care regizor. nu ah, știu. Care se numește Mid-90s. Boyhood Vibes. Așa, este despre copilăria lor din anii 90. ce i preocupa? Păi, Asta e de o ce... Jonah Hill, Trent Reznor la soundtrack, a făcut-o la un soundtrack ăla cu Trent Reznor, dar la Nine Inch cu Atticus au făcut un soundtrack plângi. Deci este absolut senzațional. Iar filmul este foarte smut, foarte elegant. Are vreo miză reală? N-are nicio miză reală. Ăsta este un film, un scenariu pe care nu l-am scris eu, l-a scris Mihai Mincan care a făcut Spre Nord, care scrie foarte mișto. Uh, și nu e în zona lui, că el Am e de obicei mai dark. foarte bun, apropo. Da, e, dar el, el de obicei e mai dark în ce scrie, dar ăsta e un film cumva pentru copii. Nu știu dacă tu ai văzut filmul lui Chiarostami, unul dintre primele lui filme, Where is my friend's house? normal. E în genul ăla de film, dar uh, cu ceva elemente mai fantasy, că ăla e foarte realist. Dar e vorba despre un copil de-asta la țară care își cumpără o perche de pantofi și primește doi de dreptul, în loc de în dreptul și în stângul. Și tot filmul e despre cum își caută el dreptul. Și trece prin Am niște peripeții. Cum de fapt fac toți adolescenții acum, nu știu dacă se roagă, caută stânga foarte mult. <laughs> Despre asta e vorba, de mă, asta nu, e, nu e o subtilitate acolo. E un film foarte. Adică, nu, nu există subtilitate la nivelul ăsta, nu e un polifilm politic, dar e un film foarte emoționant. Adică, când. că e, e despre. Uh, un lucru care pe mine mă interesează în cam toate filmele pe care le-am făcut despre diferența asta între, realitate, între așteptări și realitate. Uh, când ești copil simți că poți să faci ceva de multe ori și nu reușești și devine frustrant. Și un copil la care se adună foarte multe frustrări și cumva mizează foarte mult pe perechea aia de pantofi și că ajunge să-și găsească pan pantoful stâng, drept, nu mai știu, că merge dintr-un sat într altul, merge pe jos, trece printr-o grămadă de peripeții și când ajunge acolo unde el crede că se află, dreptul lui, stângul lui și el crede acolo pentru că vânzătorul a vândut o altă pereche cu același număr la familia care stă în satul respectiv și presupune că i-a vândut lua la doi de stângul nici din moment ce el are doi de drept. Dacă ne ajunge acolo, vede că îl are un stângul și în dreptul și îl bușește plânsul acolo că a ieșuat. Și în momentul ăla, ei mi se pare că, din felul cum l-a scris Mincan, este E un, una dintre secvențele cele mai emoționante pe care le-am citit. Eu nu mă emoționez când citesc un scenariu, dar atunci am, am simțit aici așa cum mi se ustură când dau lacrimele când în timp ce citesc. E ca foarte, foarte emoționant. De-aia mă interesează să fac filmul ăla, că cumva a rezonat și cu copilăria mea și cu foarte multe lucruri și am avut... Copilăria multor din generația Probabil, noastră. Probabil, cu siguranță, de fapt. Nu este generația de sacrificiu a doua generație de sacrificiu. Știi că am tot auzit-o pe asta. Da, nu știu ce să zic. Cred că toți sunt generații de sacrificiu. Adică... Cine... Care e generația aia bună? Zim și mie. Ăștia. <laughs> ăștia la 20... Bă, face lumea mișto de noi, dar tu știi exact despre ce vorbesc. Că ăștia sunt primii care îți mai răsăriți. De multă vreme cu Știu, ok, cu droguri, cu trap, dar... cu mai știu ce alte. probleme. Eu, 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 nu, eu, eu nu, adică eu chiar cred că sunt, uh, dar eu cred că eu nu lucru firesc ca generațiile să fie din ce în ce mai. Uh, exact. Ok, Adică eu am de-a face cu ei la școală și. Prima generație care îmi place cu adevărat, cu adevărat, dintre alea care au venit după mine, e asta, care e acum, care au acum 20 de ani. Plus minus 3-4 ani, nu știu. Oricum s-a micșorat distanța de ani între generații. Da. da Într-adevăr, generația asta care acum, cel puțin ăștia care intră acum în facultate, îi mai văd pe la admite, sunt mult mai mobilați decât eram eu la vârsta aia. Asta mi-e mi limpede. Dar uh, nu știu dacă pot să, să, trasez așa concluzii generale doar văzând uh, studenți care intră la una TC. Adică eu văd totuși uh, trebuie să fii într-un anumit fel să dai la un ATC. Adică nu am contact cu, cu foarte mulți de generația asta. Hai să pun altfel problema. Proporția de copii informați în legătură cu subiectele care interesează, dar chiar interesează acum și datorită smartphone-ului sau mai știu ce, e mult mai mare decât era la noi. Posibil, da. Și e un focus mult mai mare. Da, e și un pic de ADHD din cauza faptului că succesiunea informației vizuale care trece prin fața ochilor lor e la o frecvență de asta aproape inumană. Adică e... Da, din nou, asta e altă problemă. Paul da. Neguescu. o, mamă, mai avem puțin și ajungem la, nu știu, Malmkrog. Malmkrog, durată Malmkrog. Asta te faci un podcast în care să te uiți live da. la un film. Bă, m-am gândit, dar m-am gândit să fie și cu comentarii. Ah, nu știu. Mystery Science Theater, așa, adică aș, aș face asta. mi a dat două lozuri să fac asta? Da, sigur. S-ar plăcea să facem vizionare cu... De la cu comentariu... Dar am făcut asta, pentru că filmul a fost scos în state pe... și pe DVD și -am, mi-au -am cerut să fac comentariu cu... Și ne-am uitat la el împreună cu câțiva din echipă și am comentat. Și la asta, și la uh, o lună în Thailanda. Și a fost foarte interesant uh, că îl vedeam prima dată după, nu știu, 10 ani sau ceva de genul ăsta. Am bătrânit bine o lună în Thailandă Îți place mai mult acum decât atunci? Uh, și da, și nu. Și știi de ce te întreb asta. Uh, și da, și nu. Adică sunt lucruri care uh, mi se pare că stau în picioare în continuare. Adică Um, am fost eu surprins că uitasem de um, niște subtilități de acolo, de niște profunzimi de care uitasem complet, dar și niște multe lucruri mega superficiale pe care acum nu le-aș mai făcut așa. Adică um, plus minus. Paul cu din punctul meu de vedere, e cel mai bun regizor român acum, pentru că este constant mie mi se pare că ai balansul la foarte elegant între latură profund umană a personajului și umor. Umor brut, nefiltrat, venit din comicul de situație, ca și viața, boss. Nu, adică nu, viața nu stă să-și să personalizeze mesajul vizual ca să poți tu să-l înțelegi. Viața ți-o dă și tu înțelegi ce vrei de acolo. Motiv pentru care printre cele mai bune replici din ultimii 10 ani dintr-un film românesc pe lângă alea care îmi plac de măpiși pe mine din Sierra Nevada este și replica șoferului din Dacie care zice când au de împușcătura dar de ce nu ne ducem noi acasă? Hai pe ce ne trebuie pește. Pe care n-am scris eu, că n-am scris scenă ăla. Da, nu contează. veni venit ciocan. Bă, tu ai un timing foarte bun. Da. Eu nu știu cât de vesel ești tu ca o om așa și adică, ba da, ești că râzi, adică te-am văzut râzi. Trebuie să -am... zic ceva amuzant legat de la asta. Zic. Uh, când am fost cu două lozuri în, un festival la Zurich cu Boguță, cu Boguță care, nu știu dacă l-ai auzit pe Boguță vorbi în engleză, l-ai auzit? Nu. Vreau? Băi, <laughs> mă, între timp cred că a luat, a făcut niște meditații, că acum uh, E coerent, dar atunci cred că știa doar fix două cuvinte în, în engleză și a încercat el să să zică la un Q&A în engleză, el încerca să zică fix faptul că eu nu sunt cel mai comic, cel mai amuzant om de, de pe planetă și că și pentru el a fost o surpriză faptul că două luzuri a ieșit un film așa amuzant și știam asta pentru că am mai spus-o la alte Q&A-uri în română, deci știam ce vrea să zică. Și se, se ia bursă microfonul și zice, încearcă, nu știa cum să o zică, și zice, Police said. Atât. Toată lumea în sală speechless, nu știau ce vreau să zic că noi, noi, eu, Ana, spațialul era și el acolo, nu e căcam pe noi de res că nu știam ce vreau să zic e bine, dar trebuie să traducem să zicem, ce avem, să explicăm băi, este spațialul e alt om care în folclorul podcastului ăsta a fost menționat de atât de multe <laughs> ori. Trebuie Încă... să-l chem și pe la un podcast. Băi, dacă îl chem pe spațialul la podcast, el o să-mi povestească cum în sfârșit ultimele discuții pe care știi că noi suntem vecini oarecum eu cu spațialul. Nu știu. Da, mă, mă întâlnesc, cu el și cu Fisu și ultima dată m-am întâlnit cu el cu Fisu la Pantera, la concert la Pantera. Și eram cu psihotrop. Și era fisul, mamă, uite ăsta e psihotropul ăla cu repu, cu nu știu ce, da, da, fisul fiind, da, are 16 ani, nu știu cât are acum. Și mi-a explicat fiesul ce e neregulă la muzica trapei la vârstă 16 ani. Și am zis, dar ce are, că trapul e foarte ok. Și mi-a zis, este, dar nu tot. Și spațial în spate, așa, tati. așa, zilogico, E foarte tare ca persoană spațială. Băi, mersi mult că ai venit. Mexica, Am încercat să fie ca filmele tale așa și solful și de-astea. Eu ești un artist autohton pe care îl apreciez foarte mult și îmi place să văd că nu te oprești. Și ești un artist care, deși nu lasă impresia asta, bă, e de munca pe care o facem și mi se pare că e foarte important. Și mi-a fost din ce în ce mai clar că pentru tine e o chestie foarte importantă când mi-ai povestit ce aprecia fabla de fapt la Că din momentul în care s-a decis că el face rolul ăla, nu s-a gândit la altceva. Și ești un om care se gândește doar la film. Ca să citez o, o replică din... Fa, și, și, noi ce putem. Și să fie bine, să fie ghinii, mai. <laughs>